Fraților, oficial este ultima zi din anul 2023, iar astăzi m-am gândit să încheiem anul cu un clip puțin mai special. Am adunat toate clipurile mele preferate postate în anul 2023 care v-au plăcut și vouă și le-am combinat într-un singur clip. Scrieți în comentarii care a fost clipul vostru preferat de la mine anul acesta, dați un like și un subscribe pentru noroc maxim în 2024 și eu vă las cu clipurile. Vizionare plăcută! Fraților, astăzi o să trolez pe prietena mea Ana cu unul dintre aceste skinuri camuflate. Deci, după cum vedeți, dacă o să-mi aleg skinul ăsta, sunt complet camuflat în ul verde, de exemplu. Sau putem să, nu știu, să ne luăm ăsta și o să fim ul roșu și așa mai departe. Așa că dați un like pentru că o să fie mișto rău, rău de tot și o să o trolăm la maxim. Și hai să vedem dacă o se prindă și cum o să reacționeze când o să-i spun că am trolat-o. Deci, după cum vedeți, încă sunt singur pe hartă și avem aici butonul de skins. Așa am ajuns eu în camera asta, dar o să vreau să sparg butonul ăsta de aici. Deci sunt pe creative acum. O să-mi iau un buton în inventar și ăsta o să-l pun un alt bloc. Nu știu, o să pun un bloc din ăsta așa ca să-mi dau seama gen. Și o să spargem ăsta de aici. Ah, dar rămâne skins? Nu pot să cred. Mă rog, o să rămână așa scris cu skins, dar genia nu o să știe pentru că nu o să aibă buton ca să intre acolo. Deci așa ca să prevenim să se prindă, știi că există modalitatea asta să ne punem un skin de genul ăsta. Băi, deci o să fie mult prea mișto. Ești gata să ne jucăm de-a fața ascunselea pe Minecraft? Te-ai mai jucat vreodată hide and seek, zi sincer? Da? Te-ai mai jucat? Unde te-ai jucat o hide and seek? În viața reală, cred că. Sau te-ai jucat? Dar nu pe Minecraft? Este o premieră, deci zile oamenilor câte like-uri să lase la clipul ăsta de urgență. Fii sinceră și spune 12, măcar 12 like-uri la clipul ăsta și o mai aducem pe Ana, bun. Deci, Ana, vrei să mă cauți tu? Vreau eu să mă ascund. Deci simt că vreau să mă ascund, ok? Tu trebuie să te duci și vedem. Cum adică vedem? Păi nu vedem, ne alegem noi direct aici. Eu am voie să aleg? Păi bine, hai zi. Haide, alege. Pentru că sunt o fată. Ea e o fată. Seeker. Da, mă, da. Și eu sunt hider, adică eu mă ascund. Ok, Ana. Bun, mamă, ce-am activat, bă, aici? Deci ești pregătită să-i dăm drumul? Eu vreau să începem din prima, așa. Deci vreau să-i dăm direct rău de tot. Friendly fire ăsta? Nu cred că ne trebuie, nu știu. Hai, start. Am 2 minute. Ce-am făcut, măi? Deci eu mă ascund, da? Bun, am 2 minute să mă ascund, Ana. Mamă, ce hartă. Wow, vezi că e cu sărit cu d-astea. Eu ce fac aici? 2 minute o să stai acolo până mă ascund eu. Dar ai grijă că e cu sărit și cu chestii d-astea. Adică o să fie interesant. Mama, Ana, deci dacă tu mă găsești pe mine, Doamne. O să încerc să nu mă pun într-un loc unde să-ți fie ție super greu să mă găsești, ok? Deci o să mă joc ca să poți să mă găsești totuși. Dar, mamă, ce este, mă, un stick? Nu mai scap de sărit? Da, încerc să nu mă duc undeva unde trebuie neapărat cu sărit și cu d-astea, știi? Dar, da, să vedem acum dacă reușești să mă găsești, sunt eu curios. Trebuie să învăț? Ok, ok. Băi, deja mi-am cam găsit un... cum pot învăța? Mă, sunt diferite hărți unde poți să înveți parcurs. Dar, da, o să tot avem parcurs. Mamă, mai avem un minut. Deci eu deja m-am ascuns, Ana. Deci... din partea mea, tu ai putea să cauți deja, nu știu ce să zic. 6, 5, 4, 3, 2, 1 și... gata, bă, Ana. Deci acum trebuie să mă găsești, să știi că eu te văd în secunda asta. Eu te văd acum unde ești tu. Ia uite. Ce faci, bă, Ana? Hai. Deci tu trebuie să te duci acum pe... efectiv să cauți pe toată harta până mă găsești. Deci du-te... dacă vrei, o să-ți dau și indicii mai încolo. Deci trebuie, nu mai știu cât timp avem. Avem vreo 10 minute. Nu știu cât timp, adică mult timp. Deci vezi că este cu lână totul. Eu de ce sare ea. Bine, ok, fii atent, Ana. Nu sunt unde ești tu. Ești destul de departe de mine. Ăsta este primul indiciu pe care pot să ți-l dau. Dar vreau să văd dacă tu mă găsești pe mine. Mă găsești sau nu mă găsești? Tu, în teorie, n-ar trebui să-mi vezi numele. Nu poți să-mi vezi numele pe undeva, nu? Că eu ți-l văd. Dar tu nu cred că-mi vezi numele. Ba da? Cum, bă, ba da? Faci mișto că n-ai cum să-mi vezi numele. Haide. Găsește-mă dacă poți. Ok. Să știi că eu te văd. În tot timpul ăsta eu mereu te văd. Deci eu încă te văd. Hai. Ești sus? E, nu pot să-ți zic. Nu sunt chiar sus.
Da, nu o să, nu o să-ți dau prea multe indicii. Nu o să-ți dau prea multe indicii, Ana. De ce? Te interesează să fiu sus sau ce? Vrei să cauți? De ce sunt așa multe butoane aici? Nu știu, bă, Ana. Tu trebuie să mă găsești pe mine, lasă vrăjeala. Lasă butoanele și așa. Tu trebuie să mă găsești pe mine. Aia te interesează pe tine să faci. Hai, caută, dă-i, caută. Ok, mamă. Văd că urci undeva. Nu prea-mi place ce faci tu acolo, Ana. De ce urci undeva? Ce faci acolo? Că n-ai ce găsi acolo sus. Ce faci acolo? Bă, deja te-am pierdut din vedere, Ana. Mă uit după tine. A, ba da, cred că te văd. Cred că ești pe acolo, pe ăla, aha. Ok, deci ești în jurul lumii acolo. Vezi toată lumea, toată planeta Pământ de acolo de sus. Hai, Ana, chiar nu poți să mă găsești? Nu pot să cred. Hai, bă. Deci sunt fix aici. Ia uite unde a sărit. Doamne. Bă, Ana, păi ai rămas acolo. Ce ai făcut? Am căzut? A, n-ai sărit tu, ai căzut. Tu nu mă vezi? Cum cobor, trebuie să aștepți. O să dureze mult până cazi. Că de-aia nu trebuia. Hai, Ana, nu mă vezi? Deci sunt fix în fața ta. Nu înțeleg cum nu mă vezi tu. Sunt fix în fața ta. Deci sunt super, adică efectiv mă vezi de unde ești acum. Unde în fața mea? Ești foarte, foarte aproape. Ești foarte aproape să mă găsești. Deci efectiv sunt fix lângă tine. Gen, fix lângă tine, în secunda asta îți respir în ceafă. Cum nu mă găsești, bă, faci și tot de mine. Sunt aici, nu mă vezi? Nu pot să cred că nu mă vezi. Pa aici, bă. Ia. Unde ești, bă, Ana? Aici. Unde ești? Dar tu n-ai explorat toată harta, adică mai multe locuri de... Da, așa, eu poate mă joc cu tine, poate nu eram acolo. Te-ai gândit la asta? Nu știu unde ești? Păi trebuie să mă cauți, că ăsta-i jocul, fața ascunsele, n-am zis că nici când fața ascunsele. Tu ce faci acum? Tu ce faci acum? Te caut? Păi văd că mă cauzi, dar nu prea reușești să mă cauzi, nu știu ce să zic. Bă, tu încă chiar nu mă vezi? Nu? Cum bă nu? Unde? În mijlocul mapei sunt. Sunt în mijlocul hărții, efectiv. Cum nu mă vezi? Nu înțeleg. Bă, fix în mijloc sunt. Nu mă vezi? Nu pot să cred, bă, Ana. Hai că faci mișto! Bă, deci m-am dat pe mut acum pe Discord să nu mă audă, deci nu... Nu pot să cred că îmi trece pe lângă mine. Uitați-vă și voi. Ia. Ia. Nu mă uiți deloc. Bă, Ana! Bă, nu știu, bă. Nu, eu nu înțeleg cum tu nu mă vezi. Deci, efectiv, sunt foarte, foarte aproape. Vrei să te învăț pe tine cum ar trebui să cauți? La ce culoare ești? La o culoare. Nu pot să zic culoarea, că acum... Oh my god, hai bă, Ana, nu pot să cred. Sunt pe la culoarea roșie. Sunt la culoarea roșie. Da, trebuie să mă cauți la culoarea roșie dacă vrei să mă găsești. Ce e ăsta? Endgame? Cum adică? Trebuie să mă găsești pe la culoarea roșie pe undeva. Hai că chiar nu e atât de greu să-ți dai seama. Fără mișto că nu e greu. Ia. Hai, Ana, că nu pot să cred. Ia, stai. Stai așa un pic, Ana. Vrei să te ajut? Vrei să te ajut? Ok, fii atent aici. Stai. De ce nu pot, bă? Mai dă indicii. Păi stai că vreau să fac ceva, dar nu mă lasă, nu știu ce. Ia uite, bă, nu mă lasă. Voiam să dau cu artificii, Ana, să mă vezi. Ok, este destul de cald pe unde ești tu, facem roșu cald, ok? E destul de cald pe unde ești tu acum, da. Deci e destul de cald, adică ești destul de aproape înseamnă asta. Roșu cald, ce e ăla? Adică cald, ești pe aproape. Nu știu cum era cu cald, cu astea, rece, cald. Hai mă, caută-mă, deci ești destul de aproape. Ești destul de aproape, Ana. Nu știu, încearcă să te uiți prin pământ undeva.
Eu sunt undeva mai ascuns, așa, e un tunel, dar e secret, gen. E destul de secret tunelul. Deci n-ai cum să găsești, trebuie să intri cu parola aici, la roșu, poate pe la roșu, poate prin altă parte, nu știu acum. Deci trebuie să-ți dai seama, hai. Caută un tunel, atâta zic, dar e un tunel lung, așa, trebuie să mă cauți prin ele pe aici. N-ai găsit niciun tunel, nimic? Niciun tunel? Dar e unul mai lung, așa. S-a prins, bă! A? Nu pot să cred! Hai, bă, că faci mișto de mine, Ana! Doamne, nu pot să cred. Dacă știi de câte ori ai trecut pe lângă mine... Unde ești, bă, Ana? Opa! M-a pierdut iar, nu pot să cred că m-a pierdut. Bă, Ana, nu pot să cred că mă pierzi iar. Ana? Auzi ceva? Hopa. Hai, mă! S-a prins că aveam ăla! Oh my god! Te-am găsit! Bravo, Ana! Gigi! Bun! Deci acum ai mâncat lângă mine? Da, bă, s-a prins! Dar prima oară nu te-ai prins! Deci efectiv nici nu mă văzuse și ai trecut pe lângă mine, game over! Ok, Ana, hai să zic adevărul, fii atentă! Deci practic harta asta e mult mai complexă decât ai crede tu, ok? Deci practic eu te-am cam trollat pentru că... Fii atent aici, nu te-am văzut, fii atentă! Avem aici un buton magic și vino încoace și apasă butonul ăsta aici. Ai o cameră secretă de unde tu poți să-ți alegi culori. Și fii atentă. Deci tu-ți alegi o culoare. O să te îmbraci în culoarea asta. Ia apasă iar. Nu te îmbracă? Bravo. Și acum du-te în inventar și dă jos armura de pe tine. Și acum ia-ți altă armură, gen. Poți să-ți iei mai multe armuri. Și ia-ți armurile astea de aici. Și după aia când te ascunzi, eu trebuie să... să te găsesc. Bă, ce faci, mă, le combini? Ok. Eu trebuie să te găsesc, bun. Dar mi s-a părut amuzant că tu n-aveai idee de chestia asta și era mult mai greu pentru tine la început. Hai să încerc și eu să te caut, să văd dacă te percep la ascuns sau nu. Vino încoace, dă-i pe exit. Unde ești? Ai venit înapoi? Bă, unde te-am pierdut, bă? Așa, dă-i pe exit. Și acum mă fac eu seeker și du-te tu la hider. Apasă pe hider. Și acum te las pe tine să te ascunzi. Uite, nu-ți mai văd numele. Și dăm pe start. Hai. Deci acum 2 minute, Ana. Ai, mamă, cum e mapa asta. Hai să te văd. Deci uite cum e mapa asta făcută. Câte comment blocuri și câte chestii. Da, dar mi s-a părut funny. Sincer, mi s-a părut funny că efectiv n-ai putut să mă găsești. Dar, băi, e un concept interesant, sincer. E un concept interesant ăsta cu armurile. Ia uite, mă. Doamne, mi-au și o armură din asta, nu contează că tu oricum înveți numele prin pereți. Plus top. What? De ce a scris plus top? Nu mă las să-mi pun chestii pe mine sau ce? Ți-a scris ție pe ecran plus top? Nu? Aoleu, s-a luat de mine jocul, nu știu ce s-a întâmplat. Bun, și acum trebuie să aștept 2 minute până te ascunzi tu, Ana. Gata? Ok, atunci trebuie doar să așteptăm acum. Ana, sper că te-ai ascuns bine pentru că mai avem 8 secunde, mai am 6 secunde până vin după tine. Deci dacă nu te-ai ascuns bine și trebuie să te folosești de armurile alea, da? Bun, hai să te văd. Deci chiar sunt curios. În primul rând, la cum te cunosc pe tine, la cum te cunosc eu pe tine, nu cred că ești pe undeva pe aici pe sus. Poate pe aici pe la început, dar nu prea cred. Ok, deci te folosești de armurile alea. Eu nu cred că ești pe aici pe la... pe la sus, pe la parkour, pentru că tu nu stai să-ți bați capul cu parkour, plus că mi-ai zis că te-ai ascuns. A fost ușor să sar acolo. Da, da, uite, săritura asta l-am putut nici eu, deci nu cred că ești pe aici. Bun, hai să te văd. Unde poți tu să fii? Cât de greu o fi, bă, Ana, să găsești? Deci, în primul rând, să nu mai zic că eu ți-am dat... Oricum sunt slab. Hai, că faci mișto de mine. Deci, după ce că te-am trollat în ultimul hal, acum, uite un buton, stop. Bă, tu ai apăsat pe butonul ăla de ai zis plus stop. Bă, faci mișto de mine. Unde te duci? Te-am pierdut. Unde ești, bă, Ana? Mamă, dar te-ai camuflat ca și un cameleon. Unde ești? Bă, nu te mai... Unde ești, mă, Ana? Fără mișto, unde ești? Că nu te mai văd.
Stai, mă. Unde? Ești pe acolo, pe sus? Pe unde ești? Te-ai teleportat că nu te mai găsesc. What? Ești sus? Cum ai ajuns așa sus repede? Mă, pe aici nu-i niciun... Nu cred că e nimic secret, nu? Unde ești, mă? Pe unde? Pe acolo, pe sus? Unde mă uit eu? Mă vezi măcar acum, secunda asta? Mă vezi unde sunt? Sau nu mă vezi? Unde ești? Ai făcut parkourul ăsta? Ce-ai făcut? Zi. Îți dau indicii? Hai, dă un indiciu, că nu știu cum te-am pierdut. Sunt la albastru. Ești la albastru? Cum ești pe la albastru? Tu mă minți, n-aveai cum. Ai ajuns așa repede la albastru? Wow! Vana, tu chiar știi să te joci, înseamnă. Chiar mi-ai scăpat așa, deci două secunde n-am fost atent și deja nu te mai găseam. Deci eu chiar n-am înțeles situația asta. Deci tu chiar faci mișto de mine. 8 minute, Ana. Deci chiar sunt curios. Ia uite aici ce e în ăsta. Deci încă ești la albastru tu? Am înțeles. Aha, ok. Eu mă tot uit pe aici, pe la albastru, dar nu-mi dau seama pe unde ai putea fi. Sincer. Tu mă vezi în secunda asta? Unde sunt? Da? Păi și? Tu încă ești acolo, în același loc? Unde te-am lăsat mai devreme? Ia zi. Sunt mai sus? Am înțeles. Da, mă, da. Unde același loc? Nu știu, în același loc în care ai zis tu, la albastru. Încă ești la albastru acolo sau te-ai dus în altă parte? Ia zi. Asta sunt eu curios, dacă încă ești la... Nu, am plecat la roșu. A, deci tu acum ești la roșu, nu? Aha, ok. Ai trecut pe lângă mine? Unde ești, mă, Ana, că nu te va... Ah, ia uite-o, bă, unde... Unde ești, mă? Bă, faci mișto? Unde ești, mă? Bă, deci da, cu două secunde erai lângă mine. Nu cred că nu ești pe... Unde ești, mă, Ana? What? Da, ciudat. Nu-mi dau seama. Bă, am auzit o scară. Ce faci mai ple... Unde erai, mă? Erai cu mine, ai coborât jos la mine. Unde ești? Unde ești, mă, Ana? Bă, unde ești, mă? Faci mișto de mine. Deci nu cred așa ceva. Deci, deja ești chiar... Cum să zic eu? Nici măcar nu mai ai armura aia roșie pe tine. Deja îți faci șoc. Ai, mă, Ana, că-ți faci șoc. Deci nici măcar n-aveai armura pe tine. Cum m-ai văzut? Păi erai verde pe roșu, cum adică cum te-am văzut? 6 minute, la ce mai stăm 6 minute? Trișez, am hack? Hai că faci mișto. Păi ce fac, mă, gata? Cum terminăm meciul? Am câștigat, gata, game over. GG, Ana. Hai că mai vreau să mă mai cauți o dată, că vreau și să mă mai joc o dată. Nu mai da, mă, în mine. Nu mai da. Ce dai, te oftici acum, care-i faza? Lasă-mă să-mi iau și eu skin-urile, că vreau și să mă joc o tură, da? Că tu te-ai jucat, uite. Bam, așa. Uite, prima a fost de troll și acum ne jucăm în contextul în care și tu știi acum de culorile astea. Vreau revanșa. Păi, acum o să ai revanșa dacă mă găsești acum din primele 5 minute, Ana. O să-ți dau eu de la mine un pupic pe frunte. Vreau să mă ascund iarăși. Cum mă să te ascunzi iarăși? Nu, că eu mă ascund acum. Iax! Bă, pe frunte am zis. Ok, Haider, te ascunzi după. Te ascunzi după tu, că acum e rândul meu. Bag-te tu. A, ești tu seeker. Ok. Hai, deci vreau să-i dăm așa acum. Mă duc să mă ascund? Hai, Ana. Ești pregătită, dar vezi că doar mama are voie să mă pupe pe frunte. Așa și ar trebui. Bravo, foarte bine. Bun. Deci acum o să mă ascund undeva. Bă, undeva. Doamne, de nu o să mă găsești niciodată, Ana. Deci mă duc undeva departe, rău de tot, de... Cred că trebuie să faci și parcurs să ajungi aici, e greu, greu, rău de tot. Ce ai dat mamei tale de 8 martie? Păi simplu fapt că eu sunt copilul ei, eu sunt cadou. Ana, tu ce ai dat? I-am dat flori, că așa se face. Tu ai dat ceva mamei tale de 8 martie? Ia zi, fii sinceră. Fără mișto. Hai că eu cred că sunt destul de gata, sincer. Sunt destul de ascuns dacă mă întreb pe mine. Zi-mă, Ana, dar de fapt ea este un cadou, nu tu. Ia uite, bă, ce a zis. Doamne, adică eu nu. Ea te-a crescut. Păi da, a crescut un cadou, gen. N-ai înțeles. Oh my god, hai că eu deja m-am ascuns. Adică acum ce fac? Stau afeca. Start game, Ana, să te văd dacă mă găsești sau nu.
Hai. Deci m-am ascuns acum undeva atât de bine încât n-ai nici cea mai mică șansă să mă găsești vreodată pe planeta Pământ. Nu ai cum să mă găsești. Poți să încerci, dar nu ai cum să mă găsești. O să te las să încerci totuși, pentru că prima oară am fost mai blând cu tine, dar acum o să mă ascund de... Mamă, deci n-ai idee. Ok, deci te-ai băgat pe parcurs, văd. Ești la parcurs? Nu știu, n-am voie să-ți spun. Nu? N-am voie să-ți spun. Ce face Ana? Unde ești? Zi unde ești. De unde mă vezi? De undeva te văd. Nu pot să zic. Eu te văd de undeva de sus, cum s-ar spune. Unde ești? Nu te mai văd, bă, Ana. Unde te-ai dus? Deci chiar nu te mai văd, fără niciun mișto. Ia, hopa. Îți dau un indiciu, Ana? Sunt undeva pe sus. Ce faci? Mă vezi? Cum ajung acolo? Păi nu știu, trebuie să faci parcurs, nu vezi că e cu d-astea, cu d-astea, așa? Ia uite. Op! Ce faci acolo? Zi. Hai, Oana, nu mă găsești. Ce faci? Trebuie să mă omori ca să câștigi. Oh my god, nu pot să ajung acolo. Hai, Oana, că faci mișto de mine, tu. Tu faci mișto de mine, cum să nu poți să ajungi aici? Oh! Unde ești? Oana, te-am pierdut. Nu. Unde ești, bă, Ana, că nu te mai văd? Iar te-am pierdut. Deci faci mișto de mine. Hai, mă, Ana, chiar așa te credeam mai bună de atât. Unde ai plecat? Sunt cameleon, mă, camuflez. Unde ești? A, cred că mă mai găsești acolo. Nu mă mai găsești acolo. Nu mai sunt nicăieri. Sunt iară undeva pe sus, la țările calde. Bă, tu faci mișto de mine, Ana, deci eu nu pot să cred cum cauți tu. A? Unde ești, Ana? M-ai văzut? Oh my god. Nu? Cum bă nu? Te mai oprești și să scrii nu. Unde ești? Doamne, te-am pierdut iar din viziune, bă, Ana. Oh my god, am încercat ceva acolo. Aie, unde ești, bă, Ana? Ia. Hai, după mine, dacă ai tu pe op. Aaa, mi-a dat bucata, nu! Nu, 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 faci mișto, Ana. Stai un pic, am familie, am copii. Oh, oh, ușor, 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 ușor. Ușor, ușor, ușor. Unde ești? Unde te... Unde te-ai băgat, mă? Bă, Ana. Op. M-am dus departe. Departe de toate. Nu mai ai șanse să mă mai găsești acum. Sunt la roșu deja, sunt la portocaliu, naiba. Opa. Ia taci. Zi-mă, Ana, ce faci? N-ai mai scris de mult, nimic. Unde e portocaliu? E mai așa, mai pe la o culoare mai nouă. N-ai descoperit totul încă. Opa. Unde ești, Ana? Mă, dar tu cu cine te bați acolo? Că eu sunt departe de tine, nu știu ce cauți. Sau ce faci tu? Zi tu, nu mai da? Păi nu dau, eu nici măcar nu sunt pe lângă tine. What? Tu cu cine te bați? Cu tine? Cum bă cu mine? Eu nici nu sunt acolo. Te-am văzut. Unde m-ai văzut? Trebuie să mă omor ca să se pună că ai câștigat. Așa că n-am ce să-ți fac. Mă vezi acum unde sunt? Hai bă, aveam și eu niște așteptări de la tine.
Oh my god. Nu știu unde ești. Păi trebuie să mă cauți bine, mana. Că sunt fix în spatele tău. Dă-mi indicii, fix în spatele tău, fix aici. Nu mă vezi? Cum nu mă vezi? Ok, te apropii, te apropii. Te apropii. Te apropii. Ah! Unde ești, bă, Ana? Cu cine? Iar te bați singură. Doamne, deci chiar faci mișto, nu pot să cred. Ah! M-am pus prost. Am încercat eu ceva acolo. Fuga! Nici nu mai am timp să-mi schimb armura, cred că mai prins Ana aici. Ah, e, sunt mort. Ia. Ah! Bă, ești prea troll, Ana, deci ești mult prea troll tu. Asta am observat de la tine. Ah! Dă-i. Ok. Unde ești, mă, Ana? Nu m-ai văzut pe unde m-am dus? Opa! Ok. Hai, Ana, mă găsești sau nu mă găsești? Zi! Unde ești? Scrie ceva pe chat, mai zine ceva. Că eu deja m-am dus în țările calde, nici nu mai sunt acolo cu tine. Te-am pierdut de tot, deci nu mai știu unde ești, nu mai am nicio idee. Zi. Zi dacă mă știi sau nu. Mă știi de pe YouTube? Unde te-ai blocat? Nu pot să cred. Cum ies? Unde te-ai blocat, bă? Bă, deci nu pot să cred că te-ai și blocat. La turnul sus? Cum, bă? Cum să te blochezi sus la turn? What? Te bați cu trepturile alea acolo, ce faci? Doamne! Au, mamă, ce mi-a dat-o, ești nebun? Nu pot să crezi, stai acolo cu minte. Stai acolo. Stai acolo. Nu pot să cred. Păi aia e, dacă te-ai dus acolo, acolo rămâi, Ana, n-am ce să-ți fac. Deci la asta nu mă așteptam de la tine. Aveam așteptări, Ana, de la tine. Mamă, ce mi-a dat una! Bă, m-ai aruncat, Ana, și eu veneam să te ajut să scap de acolo. Cum ies? Nu mai poți să ieși, gata, acolo rămâi. Zic cum ies. Trebuie să-ți dai seama, Ana. Ce să-ți și fac? Cum, bă, nu mai poți să mai ieși? Zi, mă, Ana, chiar nu mai știi să mai ieși? Nu mai fă mișto, dă-mi... Ah! Cum o vezi, bă, aici? Ah! N-am vrut să fac asta! Bă, doamne, prea bună, Ana, n-ai ce-i face. Deci uitați-vă și voi la ea. Ce n-ai va face, Ana? L-a dezbrăcat pe Johnny ăsta. A dezbrăcat pe Johnny. Ok, deci cred că cam atât a fost cu episodul de azi. Ana, îmi pare rău că te-am trollat, dar cineva trebuia să facă ce capăi. Hai, taci, zile oamenilor ceva. De final așa, ceva frumos. De actualitate. N-ai vrut să mă ajuți? Păi ce să te ajut să mă bați? Adică, să dați dislike. Nu dați, bă, dislike, dați cu toții like. Și ne auzim și noi data viitoare cu prietena mea, Ana, dacă mai vrea să mai apară. Ce-ai făcut, mai? Da start. Aaa, căutăm amândoi, ce facem? A, ne batem, bă, dar noi mereu ne batem între noi la final. Ăsta a fost episodul, ne auzim și noi data viitoare. Șpa, șpa. Astăzi voi încerca să încalc cât mai multe reguli în Minecraft în 24 de ore, în timp ce prietena mea, Ana, este polițist și încearcă să mă oprească. Nu uitați să dați un like și să vă abonați, pentru că mai avem super, super puțin și facem rost de butonul de la YouTube de 100.000 de abonați. Și să dați acolo un follow pe Instagram, pentru că vă dau like-ul la poze și mai vorbim pe privat. Vizionare plăcută!
Regulile sunt simple. Sunt aici cu ofițerana de la Poliția Română, iar eu voi încerca să încalc 100 de reguli în 24 de ore. Scopul este să mă prindă folosindu-se de toate itemele astea de polițist, de uniformă, de pistol, de baston, taser și tot ce are la dispoziție să mă oprească să încalc regulile. Ana tocmai ce s-a echipat, iar în momentul de față o să avem un minut începând din secunda asta să încălcăm cât mai multe reguli până când o să înceapă Ana să vină după noi. Prima regulă pe care o vom încălca în videoclipul de astăzi este să spargem copacul și să-l lăsăm așa pur și simplu. Adică să nu spargem tot copacul. Este interesant să faci chestia asta pentru că arată foarte, foarte urât și pur și simplu nu te ajută la nimic. Iar a doua regulă pe care o vom încălca, nu o să plantăm niciun copac aici. Asta e cel mai oribil lucru pe care poți să-l faci. Două reguli deja încălcate pentru că am lăsat așa copacul și nici măcar n-am plantat ceva în schimb. Iar acum o să facem foarte, foarte rapid un pickaxe pentru că o să avem nevoie și de un pickaxe și de restul chestiilor o să le aruncăm. Pentru că încă o regulă foarte importantă în Minecraft este ca mereu să ai lemn la tine. Și de-aia noi nu o să avem lemn la noi, deci deja 3 reguli încălcate, ești nebun. Ce faci, Bana? Tu mai ai de stat aici. Deja cred că au trecut vreo 30 de secunde. Tu mai ai, n-ai ce să faci acum. Ia uite, am încălcat deja 3 reguli. Ce pare? Bă, de ce dai mă mine? Bă, stai mă așa. A început să mă alerge, ești nebun și trebuie să mă aștept. Doamne, ferește. Hai că a început nebunia, ești nebun. Am încălcat deja 3 reguli și Ana e după mine. Da, nu o să mă prind nicio. Nu o să mă prind, Bana. Degeaba încerci, Mamă, stai așa că eu mă și blochez în astea. Degeaba încerci, Bana. N-ai cum. După ce m-a urmărit ceva Ana, în sfârșit am reușit să găsesc un village pentru următoarele reguli de încălcat. Doamne, în sfârșit un village, Ana, stai acolo că am câteva reguli de încălcat aici, sincer să fiu. Mamă, e fix în spatele meu, ești nebun. O altă regulă a Minecraft-ului spune ca niciodată să nu omori villagerii, așa că îmi pare... Mamă, lasă-mă în pace, bă, nu mai trage-mă mine, lasă-mă... Hai mă, nu mai moare asta! Eu te m-a atras în cal, ești nebun? Bă, what? Ana a încălcat regula! Următoarea regulă pe care putem să o încălcăm este niciodată... Să nu lovești un Iron Golem. Cred că am aflat de ce nu trebuie să încălcăm regula asta. Bun, fraților, m-am întors aici în satul ăsta unde am murit mai devreme și Ana încă mă caută peste tot, deci m-a pierdut, nu mai știu unde m-am dus. Și în secunda asta am văzut că și-a luat și un câine, un nou câine, iar următoarea regulă a Minecraft-ului spune ca niciodată să nu lovești un câine. Și eu vreau să aștept să prind câinele Ana. Ia, tăși că l-a pus acolo, ești nebun? Nu pot să cred, nu pot să cred. Bă, perfect l-a pus. Stai așa să vă... Unde e Ana? Hai că s-a dus acolo, acum e șansa mea să lovesc câinele. Ia. Cred că nu m-a văzut. Mamă, ia-mă bucata. Mamă, s-a teleportat instant. I-am dat bucata și s-a dus instant, ești nebun. Nici nu realizează. Bă, Ana, gata cu câinele tău, ești nebun. Lasă-o pace. Mamă, săraca Ana, i-am luat câinii, i-am foame. Următoarea regulă a Minecraft-ului este ca niciodată să nu supere albinele, pentru că știm cu toții ce se poate întâmpla, dar pe mine nu mă interesează astăzi de reguli, deci am supărat albina, ești nebun? Gata, bă, Ana, ce o să-mi fac, Ana? Că nici măcar nu mă prinde aici. Cred că se supără... Iaulu, pom, mi-a dat una, dar nu mă știu de mine. Mă, albinele nu o să mă prindă în apă, dar s-ar putea să mă prindă Ana. Doamne, Da, cred că e destul de nașpa cu albinele, pentru că trebuie să te duci în apă și după aia s-ar putea să o încasezi de la poliție. Următoarea regulă pe care o vom încălca este ca niciodată să nu-ți dai diamantele pentru o sapă de diamant, pentru că nu merită, dar eu nu prea am diamante pe lumea asta, pentru că nu prea m-am jucat, dar prietena mea, Ana, s-a jucat destul de mult și tocmai am vorbit cu ea că a ieșit din tura de polițist, deci practic acum e un fel de piu așa și uitați-vă ce casă are și 100% sigur are niște diamante. Ce zici, bă, Ana? Ia uite-o pe Ana, ce face aici, ce face Ana? Ai pregătit și tu mâncare, ai zis că mă cinstești pe mine cu ceva de mâncare, că m-ai alergat toată ziua. Mamă, cu pâine, asta zic, bă, mi-era foame rău de tot. Bă, da, ce-ai făcut aici, gen, de cât timp te joci aici? Că văd că ai ceva chestii așa, ia uite, mamă, ce are? Auzi, că nu deschide de câteva zi... Bă, ce dai, mă, mine? Și că nu deschide, de ce să nu-l deschid? Păi vreau și eu să văd ce ai pe aici, ia uite. Mama, ei, de-astea de iron. Oh, bă, și diamante, ești nebun, nu te mai uita în chestiile mele. Vezi că ai făcut ceva diamante. Dar ce vrei să faci cu diamantele astea? Că văd că nu ți-ai făcut armură. O casă din diamante? What? Pe bune? Șmecher, stai așa că mă uit și eu prin chestiile astea, că eram curios ce ai mai strâns și tu pe aici. Bă, deci chiar te-ai jucat destul de mult, bă, Ana. N-am ce zice. Deci chiar te-ai jucat respectabil de mult. Dar vreau și eu să fac o chestie aici, sper că nu te super pe mine. Ce, mă? Bă, stai așa. Bă, Ana, stai așa. Ușor, stai că ți le dau înapoi, fără mișto. Îți dau înapoi dacă nu mă împuști. Deci nu mă împuști, ți le dau înapoi, da? Ok, bine. Stai așa că ți... Uite diamantele tale, Ana. Dă înapoi, ți le-am dat, uite, astea sunt toate diamantele tale, uite. Ana, trebuie să ții minte, niciodată să nu-ți faci sapă de diamant.
Băi, fraților, după ce am făcut atâtea sape, deci Ana chiar și-a făcut o grădină unde a plantat câteva chestii, încă văd că e acasă. Și următoarea regulă spune ca niciodată să nu sari pe chestiile astea de le plantezi, pentru că știm cu toții că se strică și nu trebuie să faci chestia asta, dar nu sunt chestiile mele și azi am chef să încalc niște reguli. Bă, Ana, sper că nu te-ai supărat pe mine. Sper să nu te super pe mine. Au, băi, cu ce mi-a dat, mă, cu taserul? Mamă, du-te, mă, de aici, pleacă de aici. I-am stricat și grădina, mă. Lasă-mă, bă, Ana, în pace, uite și tu, culegeți astea pe aici, ia uite. Ia uite, mă, ce, mă, ce trage cu ăla? Au, ce dai, mă, mine? Da, Ana, îmi pare rău de grădina ta, nu cred că mai e nimic, am făcut 3 ture de casă, gata, am plecat. Mamă, lasă-mă în pace. Bă, Ana, gata cu taserul ăla, cât să mai... Mamă, bă, Ana, ești vai de capul tău, bă, ți-am făcut 200 de ilegalități, nici măcar nu m-ai oprit. Bine, mai omor de câteva ori, dar în afară de asta nu m-ai oprit până acum și sunt de neînvins, uite-te la tine cât de departe ești de mine. Nu trage cu nimic, lasă-o pace. Următoarea regulă pe care o vom încălca este ca niciodată să nu lași gropile de la creeperi așa pur și simplu, adică bubuie creeperul și lași groapa aia urâtă. N-avem niște creeperi acum, dar avem niște TNT-uri și cred că o să facem niște gropi aici și nu prea am chef să le acopăr, dar oricum sunt pe lângă casa Anei. Deci eu cred că, ia uite-o pe Ana. Ce zici, mă, Ana? Fac și eu pe aici niște TNT-uri, sper că nu te super pe mine. Uitați-vă ce am făcut aici. Hai că mai e teren pe... Mamă, mi-am dat și foc. Mai e teren pe lângă casa Ana, stai liniștită. Hai că m-am mai prins. Hai, vino la mine dacă pot. Ce o să faci? Ce o să faci? Că-s grup peste tot. Bă, am vandalizat un serverul, bă, Ana, n-ai ce să-mi faci, ia uite-o. Încerci, tu încerci, dar degeaba, ia uite ce aici. Op, ia-l și pe ăsta. Bubui toată harta dacă mă enervezi, Ana, nu te apropia, că dau foc aici. Dau foc aici. Bă, stai acolo, Ana, stai acolo, nu vrei să vii aici, Ana, nu vrei. Oh my god. Bă, eu am avertizat-o. Am avertizat, ok. Și cu ocazia asta am făcut următoarea regulă, care spune ca niciodată să nu omori un polițist. Dar practic, încetează. Practic nu i-am omorât, adică doar ea s-a băgat în TNT-urile astea. Eu nici măcar, adică doar așa le-am aprins un pic, știi ce zic? Fraților, următoarea regulă spune ca niciodată să nu trișezi la PvP. Eu tocmai ce am vorbit cu prietenul meu hacker și m-a rezolvat cu o armă destul de OP și urmează să-i propun Anei să facem un PvP, pentru că ne-am alergat toată ziua și efectiv nu mai are sens. Ana, Ana, stai așa, pauză, piau, un pic, 2 secunde, deci fii atentă. Ne-am alergat toată ziua, ok? Nu are rost, fii atentă. Hai să facem așa. Ce zici să facem un duel ca să fie totul corect? Vreau să văd cine va câștiga dintre noi doi cu aceleași arme. Deci tu ai de la The Stone, eu am unul de la The Stone și să-ți dai jos armura. Trebuie să mă lași în pace dacă câștig eu. Dacă tu câștigi, bagi la pușcărie. Ce părere ai? E ceva la mijloc? Da, chestia asta e la mijloc. Deci poți să o bagi la pușcărie dacă câștigi. Și facem un duel corect. Adică îți dai jos armura când nici eu n-am armură. Bă, eu zic că eu un ăsta bun, că niciodată nu o să mă prinzi la pușcărie. Adică eu o să mă tot mor, o să respawnez. Adică sigur te gândești tu la ceva. Dacă tu știi să te bați, înseamnă că o să mă bați. Bine, ok. Bun, deci te-aș ruga să dai jos armura în primul rând. Ai doar pickaxe-ul ăsta, da? Doar cu ăsta ai voie să te bați, de ți l-am dat eu. Nu, nu cu pistol. Bă, nu trișa. Mai în spate acolo și o să zic eu când începem, ok? De ce așa departe? Păi ca să până ne întâlnim până așa cum, adică de ce așa departe? Hai, 3, 2, 1 și haide! Bă, un clon ți-a fost nevoie. Eram sigură. Hai, bă, Ana, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu cum ai bubuit, deci n-am nicio idee, știam eu că faci ceva, bă, n-am făcut nimic. Bă, Ana, te-am bătut corect, ok? Deci am făcut 1v1 și te-am bătut corect, ce vrei să spui cu asta, a? Ce vrei să... Mamă, ce bubuitură. Bă, ești nebun. Îmi pare rău, Ana, nu o să mă prinzi niciodată. Poți tu să mă alegi cât vrei, dar nu o să mă prinzi prea curând, ești nebun. Hai, pleacă de aici că-ți dau o de asta. Pleacă, mă, de aici, n-auzi? Pleacă de aici. Bă, stai acolo. Au! Lasă-mă că scot asta la tine. Scot... Bă, scot... Mamă, că dau... Mamă, am dat pe lângă. Nu! Lasă-mă, Ana, în pace. Bă, n-am ce zice. Poliția tot e mai șmecher într-un final. Am încercat, dar măcar am reușit să o mor de câteva ori. Fraților, următoarea regulă în Minecraft este ca niciodată să nu spawnezi un wither pe lângă casă. Și după cum vedeți, Ana are puțină treabă de la bubuiala de mai devreme, dar cred că nu o să se aștepte la ce urmează, așa că o să merg eu așa un pic pe lângă, pentru că din nou, de ce să fac lângă casa mea când Ana are o casă foarte frumoasă și nu o să mai aibă pentru prea mult timp, ești nebun? Și facem așa puțin, că Ana stă acolo în față. Ce faci aici? M-a văzut, ești nebun, gata, Ana, stau și eu la tine în casă un pic, că a început furtuna, nu de alta. Ce e asta? Nimic, Ana, nu e absolut nimic. Mamă!
Ana, cred că ți-am adus un prieten, nu știu ce să spun. Bă, trage după... Mamă, trage și mie. Ce-i asta? E un prieten de-al meu, e un prieten al meu. Nu-ți face griji că e foarte prietenos, doar așa se împrietenește el gen inițial. Așa face el urât. Cum scap de el? Nu scap. Trebuie doar să te împrietenești cu el și să accepti că e prietenul tău de acum încolo. Wow, bă, ce încercă să se bată cu el, ești nebun. Da, casa asta n-o să fie prea ok și tot terenul ăsta cred că n-o să fie prea ok. Așa, și asta e lângă el. Ia-l în brațe, Ana. Ia-l în brațe acum. Ia-l în brațe, bă, Ana, că vrea și el o îmbrățișare, bă. Ia uite, bă, m-a omorât pe mine. Bă, Ana, ce s-a întâmplat la tine acasă acolo? Cred că de-aia nu trebuie ca niciodată să spawnezi unui de lângă casă, pentru că se întâmplă chestii de genul. Nu știu, Ana nici măcar cu pistolul l-a bătut. Gata, și cu Wader-ul. Tot eu să te salvez, bă, Ana, ești vai de capul tău, bă. N-am ce zici, ești vai de capul tău. Uite, ești tu la casa ta, ți-a bubuit-o Wader-ul ăsta cu totul. Mi-ai stricat casa? Cum, bă, ce eu? Că Wader-ul a dat pe ea, ești nebună? Nu vezi că încă mai sunt alea de la Wader și o distruge, gen? A, tu nu mai ai nici pat acum, nici nu mai ești la casă. Bana, eu încă mă bag cu Wader-ul, vezi că e jale aici, nu mai sunt acolo. Vezi că e jale aici, deci ți-a făcut praf Wader-ul casa, eu zic sincer. Nu știu ce naiba a fost cu Wader-ul ăsta, eu știam că e mai prietenos. Și așa, fraților, am încălcat o regulă foarte importantă, ceea ce spune ca niciodată să nu distrugi casele prietenilor tăi, pentru că probabil au muncit din greu la ele și... Da, îmi pare rău, dar cineva trebuia să o facă și pe asta, ok? Cineva trebuia să încalce și regula asta, ok? Următoarea regulă a Minecraft-ului care mie mi se pare super, super ciudată e ca niciodată să nu bei apă normală, gen să nu fie poțiune și să fie efectiv apă din râu. Nu știu exact de ce, dar hai să o facem. Da, nu se întâmplă absolut nimic, deci cred că eu... Bă, ești nebun? Bă, ce mă chestia asta? I-am zis că-i țeapă, ești nebun? Tu, ce mă? Ah, bă... Se putea fi mai rău, măcar putea fi... Deținut minte, niciodată să nu beți apă normală în Minecraft, pentru că puteți păți ceva de genul aparent. Următoarea regulă este ca niciodată să nu-i dai carne Anei. Pentru că cu toții știm că prietena mea Ana este vegetariană și nu poate să mănânce carne nici măcar pe Minecraft, m-am gândit să-i pregătesc o supă la care nu te aștepta neapărat să aibă carne, pentru că este supă de iepure, dar ea nu o să stea să citească, o să creadă că e o supă normală și hai să vedem ce se întâmplă dacă îi dăm carne. Ce faci, bă, Ana? Ți-am adus o supă. Vreau să testezi o supă, am făcut-o chiar acum, este super, super bună, n-ai mai mâncat în viața ta așa ceva pe Minecraft, îți garantez. Deci, Ana, te rog frumos, doar să o guști, să-mi spui ce părere ai, pentru că tocmai ce am făcut-o cu toată dragostea din lume și chiar sunt curios dacă îți place la gust. Hai să vedem. Mă, am mâncat-o. Bă, Ana, cum te simți, ok? Ce pare? De ce dai, mă, din cap? Ce-o e, bă, Ana? Bă, ce are, mă? Bă... What? Bă, ce, mă, Ana? Bă, Ana, ești ok? Ok. Cred că am aflat de ce nu trebuie niciodată să-i dai Anei să mănânce carne. În apărarea mea nu știam că vegetarienii fac așa că mănâncă carne, ok? Chiar nu știam. Următoarea regulă spune că nu ai voie să dormi în Nether. Și nu înțeleg care e faza, adică dacă mie somn, dorm unde vreau, nu? Deci pun și eu patul și... You can't sleep here. Ia uite, bă, deci efectiv nu mă lasă să dorm în Nether. Bă, am încercat să fac regula asta, să o sparg, dar efectiv, aparent, nu avem voie, nu ne lasă jocul. A, e. Și mai este o regulă care spune că nu ai voie să pui apă în Nether. De ce să n-ai voie să pui apă în Nether? Adică vreți să-mi spuneți că oamenii din Nether nu se spală? Uite că am pus. Uite, am încălcat regula, am pus apă în Nether. Care-i problema că am apă în Nether? N-a beleaua. Cine sunteți voi să-mi spuneți că nu am voie? Uite-te aici cum am apă în Nether. De ce? De ce să n-am voie? Iar ultima regulă din acest clip spune că niciodată n-ar trebui să te uiți la un Enderman. Dar sincer, bă, eu mereu am văzut Endermanii ca niște oameni de treabă. Adică cred că toată lumea se ia de ei pentru că sunt așa mai tăcuți. Sunt mai așa la locul lor, dar sincer, mie nu mi-e rușine să mă uit, frate, în ochii lor. Adică ce se poate întâmpla? Uite, mă uit la toată lumea. Uite, vin să fim prieteni, cred, sau... Bă, ce se întâmplă, mă, aici? Bă, stai, mă, așa, că doar... Bă, n-am făcut... Uite-te și dacă am mai văzut atâtea TNT-uri în viața ei. Astăzi am făcut prietenei mele, Ana, mai multe prank-uri pe Minecraft de 1 aprilie pe care sigur nu le știai. Nu uita să te abonezi pentru că mai avem foarte, foarte puțin până facem 100.000 de abonați și să dai un follow pe Instagram pentru că răspund la mesaje și vă dau like-uri la poze. Vizionare plăcută! Primul prank pe care l-am pregătit astăzi are la bază diamante și foarte multe explozii. Mă aflu acum la un loc nu foarte departe de casa Anei și cel mai probabil o să treacă pe aici când o să vrea să se ducă la minat. Ei bine, eu o să-i las aici o mică surpriză, niște diamante care arată fix, fix ca niște diamante normale. Vedeți că, deci, arată unul la unul cu un diamant pe care îl găsești într-o mină, doar că nu sunt diamante reale. Dacă ne uităm la numele lor, e Diamond Ore Mine, adică au mină explozibilă în ele și în momentul în care Ana o să le atingă, o să bubuie tot ce e aici.
Din păcate eu nu pot să le testez pentru că eu sunt ăla care le pune, deci nu o să bubuie dacă mă ating eu de ele, dar o să le las aici și 100% sigur Ana o să întrebe, bă, ce e mai aici, ce-s cu diamantele astea, și o să vrea să vadă care-i faza și atunci o să întâmple nebunia. Ca să nu fiu suspectat sau ceva, o să mă duc undeva mai departe și o să las aici o cameră de filmat unde o să vedem toată acțiunea, fără să trebuiască să fiu prin zonă, eu o să fiu plecat, nu o să vadă nimic, n-are cum să se prindă. După cum vedeți, fraților, sunt undeva mai departe de locul acțiunii și aici nu vedem atât de bine, adică e destul de departe locul ăla, dar eu am la mine calculatorul ăsta cu care dacă dau click dreapta și apăs aici pe prima cameră, vedem absolut tot fără nicio problemă. Putem să dăm zoom, putem să ne mișcăm stânga-dreapta, să vedem când vine. Deci acum tot ce a rămas este să vină Ana și să găsească diamantele. Deci acum doar o să așteptăm. Fraților, după cum a spus, Ana vine pe aici mereu când se duce la minat și acum urmează să vadă. Eu uite, am văzut diamantele. Hai să vedem și... Ce facem, mă? Nu știu să... Un singur diamant, bă, uite-te și tu ce avea aici. Deci putea să mai mineze 1000 de diamante și bubuiau toate, dar un singur diamant a omorât-o instant, săraca. Ce-a fost asta? Bă, a început și ploaia, bă, Ana. Băi, fraților, nu știu ce se întâmplă, dar Ana a venit din nou în același loc. Deci chiar sunt curios ce o să fac acum. Deci s-a întors în fixa... Ia, și-a luat înapoi... A, și-a luat niște piatră de pe jos. Ce face Ana acum aici? Întreb... Ok, cred că asta a făcut Ana. Tot mă întreabă săraca ce e asta, tot mor. Păi ce se întâmplă? De ce mori? Când sparg diamante? Cum așa? Am găsit niște diamante, bă, săraca. Și am încercat să le sparg și tot bubuie. Ok, Ana, bă, poate era un creeper ceva. Prankul ăsta mi se pare super, super bun. Hai să trecem la următorul. Avem aici un prank foarte, foarte clasic, probabil toată lumea îl știe. Este ăla cu 4 uși de iron de obicei, pentru că astea sunt mai șmechere și mai rezistente, și un pressure plate. De obicei punem pressure plate undeva unde să nu se observe, ca să nu fie dubios că e un pressure plate acolo. Și după aia trebuie să punem niște uși, uite, ceva de genul ăsta în jurul lui. Sper că le pun bine, s-ar putea să nu le pun bine. Hai să vedem, bam, ok, asta aparent nu a vrut să meargă. Dar ideea e să le testezi până îți iese ceva de genul. Iar atunci când persoana trolată sau prankuită intră aici, n-are ce să mai facă, rămâne aici, nu mai poate să mai plece de aici. Dintre astea trebuie să stea să spargă ăsta sau să-și dea seama că stă pe un pressure plate. Dar dacă este noob, nu o să-și dea seama că e un pressure plate aici și probabil o să se panicheze și o să stea, dacă n-are un pic, să spargă cu mâna o ușă din asta. Deci haideți să vedem cum merge prankul ăsta. Ok, fraților, suntem aici cu prietena mea Ana și vreau să-i arăt noua mea bază. Ana, ești pregătită? Deci am făcut o bază pe care n-ai mai văzut-o niciodată pe YouTube-ul românesc. Deci chiar e șmecheră rău, rău, rău de tot, fără mișto. Deci asta am lucrat la ea zile întregi. Abia aștept să o văd. Ok, hai după tine. Deci intrarea e puțin mai ciudată. Fii atentă, deci sunt două tunele, poți să te duci ori în stânga, ori în dreapta. Vreau să te las pe tine să te duci prima, alege stânga sau dreapta, unde vrei să te duci, și acolo depinde în ce parte a bazei o să te duci. La modul că dacă te duci în stânga e ceva, în dreapta e complet altceva. O să mergem în ambele locuri. Du-te tu, alege o parte, nu știu unde. Bă, Ana, ce s-a întâmplat? What? Bă, ce e asta? Nu știu, că la mine nu face așa. Bă, dar cum te scoate aici? Poți să spargi astea? Eu n-am pickaxe la mine, Ana. Doamne, la mine nu face și nu înțeleg ce... Te-a prins baza, te mănâncă, e buguit? Nu știu, bă, te mănâncă baza, habar n-am ce se întâmplă, bă, Ana. Hai, bă, Ana, că-ți bagi joc, mi-ai stricat intrarea în bază. Ai făcut tu ceva? N-am făcut, mă, nimic, dar mi-ai stricat intrarea, what? Dăm drumul? Nu, n-am cum, uite-te și tu că fac același lucru ca tine. Hai că-ți bagi joc, Ana, trebuie să-mi fac altă intrare, că tu mi-o strici, te las aici. Mă duc să-mi pregătesc altă intrare la bază, că tu mi-ai stricat-o pe asta, nu? Ba da, Ana, stai acolo, că vino aici, acolo meriți să stai, că mi-ai stricat baza. Du-te de aici, că nu vreau să vorbesc cu tine acum. Scoate-mă afară, du-te, mă, de aici, că mi-ai stricat baza, nu vreau să mă joc cu tine acum. Următorul prank pe care îl vom încerca este unul foarte, foarte interesant. Ia uite și porcul ăsta aici. O să folosim niște iarbă falsă ca să acoperim un loc pe care o să-l facem noi într-un fel destul de interesant. Deci, practic, o să spargem aici o porțiune mai mare de teren. Uite așa frumos, să zicem ceva de genul ăsta. Bun, și trebuie să avem un mijloc unde va veni acest chest. Chiar acum, peste tot o să acoperim cu pământ fals, pentru că uitați-vă ce se întâmplă dacă vine cineva și calcă pe ăsta. Efectiv, se distruge complet și cade instant în groapă. Și o să facem aici o groapă mai mare. Iar acum, înainte să-l acoperim, o să punem peste tot cobweb din ăsta, pentru că știm cu toții că cobweb-ul este foarte, foarte, foarte enervant, și o să punem mai multe straturi ca să stai mult aici până cazi. O să umplem absolut toată bucata asta cu cobweb. Iar acum o să punem pământul fals deasupra peste tot.
La final putem să adăugăm un semn așa mai interesant care să atragă atenția așa, știi, ca să faci pe cineva să vină aici. Bam, deja e destul de dubios, zici, bă, ce naiba e ăsta, vii aici frumos. Bam, te-ai dus, ești nebun și acum o să cazi 1000 de ani dacă n-ai unelte la tine. Deci mi se pare un prank destul de bun. Hai să vedem cum o să funcționeze. Băi, fraților, văd că se apropie Ana și e pe cale să vadă chestul pe care l-am pregătit. Chiar sunt, uite, bă, porcul ăsta mă dă de gol aici. Chiar sunt curios ce reacție o să aibă. Haide, haide. Hai, mă, trebuie să vrea să-l deschidă. Ce face, mă? Nu pot să cred. Nu mai are încredere în mine. Uită-te și tu, n-are încredere. Ce-a făcut, mă? Bă, Ana, ce-ai făcut aici? Ce cauți aici? Doamne, ce-i asta? Păi, ce fac? Uite în sus. Ce faci aici? What? Ce cauți aici? Nu înțeleg. Eram pe aici și te-am văzut că ai căzut prin pământ. Așa, numai tu poți să cazi prin pământ. Uită-te și tu. Ce era în chestul ăsta? Nici măcar nu era nimic în chestul ăsta. Bă, Ana, până ajungi tu jos acolo și până ieși din chestia asta, o să mai dureze, așa că eu zic să te duci să-ți iei ceva de mâncare. Fă-te cu modă, că o să mai dureze. O să mai dureze. Știi cum ies? Bă, nu pot să te ajut. Adică n-am ce să fac. Astea n-ai cum să le spargi. Se spar foarte greu, trebuie să ajungi acolo jos și să spargi cu mâna. Hai că eu mă duc că mai am niște treabă pe construit și de astea, nu merge. Hai, mă, că te descurci, Ana, ești fată mare, ești deșteaptă, ai tot ce trebuie, te descurci tu. Hai că eu mă duc că mai am niște treabă pe aici și ne auzim mai încolo. Pentru următorul prank, tot ce avem nevoie este de o gălată de lavă și una de apă, dar nu este orice apă și lavă obișnuită, este fake lava și fake water bucket. Practic, chestiile astea merg puțin mai diferit față de apa și lava normală din Minecraft. Ca să vă arăt un exemplu, asta este lava fake. Nu pățesc absolut nimic, ba din potrivă, chiar îmi dă regeneration și fire resistance cât sunt aici. Mamă, bubuie ăsta, nu! Ia uite-l, bă, și păstoamne. Ok, sărim în lavă, facem niște regeneration și dacă intru în apă, s-ar putea să am probleme, așa că... Cred că deja v-ați dat seama ce vreau să fac cu trollul ăsta, nu? Deci în secunda de față am săpat aici un loc ca să pun super, super multă apă. Iar aici am umplut cu lavă fake, care cu toții știm că de fapt este o lavă foarte, foarte bună și apa este cea care s-ar putea să-ți facă probleme dacă sari în atâta apă din asta fake. Iar acum tot ce a rămas de făcut este să umplem locul ăsta de diamante, mai punem și niște emeralde așa la troll și puțin gold pe aici pe acolo, de ce nu, că și ăsta e tentant, mai faci un golden apple, mai faci ceva, adică arată bine. Iar acum oficial cred că avem capcana perfectă, adică vezi toate chestiile astea aici și te gândești, bă, ești nebun, hai să le iau, că oricum e apă, adică nici măcar nu trebuie sar în lavă pentru asta, dar de fapt o să trească să sari în lavă dacă vrei să supraviețuiești, pentru că dacă mă dau eu pe survival și se zice că am sărit aici, m-am dus. Nici o șansă. Hai să vedem cum o să reacționeze Ana, chiar sunt curios. Bun, Ana, de ce te-am adus aici acum? Pentru că vreau să facem un concurs de cine ia mai multe minereuri. După cum vezi, am pregătit dita mai mina cu foarte multe diamante și chestii și avem la dispoziție un minut să vedem cine o să ia mai multe chestii într-un minut. Te bat? Bun, dacă mă bați la asta, îți dau 100 de lei. Bă, nu mă arunca așa, ce faci aici? Hai, ești gata? La 3 sărim amândoi și care ia mai multe minereuri ăla câștigă. Hai. 1, 2, 3 și... Hai! Ce faci, Ana? Doamne! What? Ana, ce-ai făcut? Ai murit în apă! Eu am sărit în lavă și n-am nimic. Și tu ai murit în lavă? Eu nu înțeleg. În apă? Da? Cum ai murit, mă, în apă? Nu înțeleg. Te știu că eu pot să iau diamante. Eu deja... Vezi că te bat. Am început să iau diamante. Se duce timpul, Ana. Hai, Ana, ce faci acolo? Că eu te bat. Vezi că mai avem 30 de secunde la dispoziție. Dacă nu vii acum, te-ai dus. Ia uite-o, Ana. Doamne. Bă, tu mori în apă, mă, n-am văzut așa ceva. Doamne, Ana, tu ești primul player de Minecraft care moare în apă. Ana, oficial, eu am câștigat concursul pentru că tu nu ai reușit să iei nimic. De fiecare dată ai murit. Uite aici diamantele mele. Ai trișat, nu am trișat cu absolut nimic. Tu, efectiv, ai murit în apă. Nu știu cum ai murit în apă, dar ai murit în apă. Asta e lava mea, pleacă la tine în apă. Stai acolo. Fraților, după cum vedeți, sunt mult, mult mai mic decât un caracter normal din Minecraft, pentru că am chestia asta care se numește Personal Shrinking Device, adică, practic, chestia asta mă face foarte, foarte micuț. Și o să mă folosesc de chestia asta ca să văd ce are Ana pe aici, pentru că sunt fix la casa ei, uite-te, știu că eu mă pierd în iarbă, că mă pun așa în iarbă, nici măcar nu poți să îți dai seama că sunt aici. Și o să mergem și văd că Ana are niște treabă, nu știu ce face, e fix acum acasă, și o să facem ceva de genul ăsta, bam, sunăm aici, mă ascund aici, n-are cum să mă vadă. Ia să vedem. Și acum ia. Stai că nu înțelegi ce se întâmplă. Hopa, nu știe, mă, cine a sunat. Se uită la ăla. Ia, a intrat înapoi în casă. Și acum... Hă? A mai sunat odată. Ia. Și acum dă-i repede. Nu cred că m-a văzut. Uite că încă se uita în sus, e ok, se uita în sus. Și dacă mă pun aici, nici măcar n-are cum să-și dea seama că sunt aici, uitați-vă și voi. Și acum tot ce trebuie să facem e să așteptăm să plece Ana de aici. Și odată ce o să plece Ana de aici, hai să vedem ce are ea pe aici prin casă, ia.
Uite că fix acum cred că a plecat. Ah, gata, măi, casa mea. Ia uite, și-a pus niște stone, l-a făcut aici. Bun, cer... Mamă, ce are Ana... Mamă, ne plac diamantele, da, tată, și Enchanted Golden Apple. Ok, acum am transformat înapoi, am luat diamantele, nu știu, iau și stone-ul ăsta de la pus aici random și am plecat de la aia din casă, fără nicio treabă. Adică nu m-a văzut nimeni și totul e safe, așa că eu zic că este un succes și am făcut rost de 17 diamante, ceea ce e destul de șmecher, săraca Ana niciodată n-apucă să-și cheltuiască cea diamantele, mereu îi le fură. Următorul prank pe care m-am gândit să-l facem, deși este unul mai vechiut cum e și ăla cu ușile, deci e un prank din primele prank-uri, este foarte clasic, este trapped chest-ul ăsta care știm cu toții că activează TNT, ok? Și mă gândeam așa, Ana acum este la minat, sunt fix acum la ea acasă, aici vedeți că nu e nimeni în casă, și mă gândeam, hai să-i las un cadou aici, în fața casei, de ce nu un cadou așa de 1 aprilie? Și acum probabil va aștepta să pun câteva TNT-uri și să bubuie când îl deschide, ei bine... Nu o să facem exact chestia asta. Deci, în teorie, noi trebuie să punem chestul aici și uite undeva aici să punem TNT-ul. Iar în momentul în care se deschide chestul, TNT-ul o să bubuie. Dar cum ar fi să nu punem un singur TNT sau câteva? Cum ar fi să punem câteva mii de TNT-uri? Deci, fraților, asta este casa Anei și tot locul ăsta, tot ce vedeți aici, în câteva secunde, dacă îmi permiteți, o să fie umplut cu 10.880 de TNT-uri. O să ascundem astea aici că nu vrem să se prindă totuși. Hai să punem ceva așa, chiar dacă arată puțin dubios pusă iarba asta aici. Aici trebuie să punem și niște gravel. Dar, în principiu, n-ar trebui să se prindă că e ceva atât de greșit aici, nu? Adică e doar un chest, un cadou de la un prieten bun, cum sunt eu. Totul arată ca nou, nici măcar nu poate să-și dea seama că e ceva ciudat. Totul este pregătit și acum mai trebuie să mai punem un semn aici totuși, să-i mai spunem ceva. I-am spus că îmi pare rău pentru prank-urile de astăzi și i-am spus poftim un cadou, dar chestul este gol și când o să-l deschidă o să bubuie toată planeta. Iar înainte de orice, haideți să montăm și o cameră aici ca să vedem exact momentul când o se întâmple, pentru că eu o să fiu mai departe de toată zona asta. Și o să mai pun o cameră și aici ca să vedem fix acolo. Cu puțin noroc nu o să bubuie și pe asta sper. M-am băgat aici într-o capsulă de bedrock ca să fiu protejat și am luat calculatorul cu mine ca să pot să controlez camerele și să văd ce se întâmplă în afară, pentru că mie mi-e cam frică să mă uit eu așa afară de nebun, așa că o stau în bedrock aici și o să urmăresc absolut totul în siguranță. Acum tot ce a rămas este să vină Ana acasă ca să vedem dezastrul ăsta. Bun, fraților, deci văd că Ana se apropie de casă și bă, deci vă garantez că nu o să mai vedeți o bubuială mai mare ca asta în viața voastră. Ia că citește semnul, mamă, mi-e rău. Mamă, ce-i mă acolo? Deci, cred că îmi dă crash Minecraft-ul, băieți. Efectiv, cred că mi-a dat crash Minecraft-ul, deci... Uitați-vă cum se vede. Cred că am exagerat puțin cu TNT-uri. Ok, ok, ok. Bun, nici măcar... A, ba da, au bubuit toate. Uite că a și murit Ana, era culmea să nu moară. Bă, ce se întâmplă, bă, acolo? Doamne. Bă, încă bubuie. A trecut jumătate de oră și încă bubuie toată zona. Deci, cred că s-a distrat Ana destul de bine. Mi-a bubuit toată insula unde aveam ăla de bedrock. Și cam așa arată dezastru. Deci, 10.000 de TNT-uri, ceva de genul arată. Deci, ca să înțelegeți, să vedeți de mai aproape ce s-a întâmplat aici. Bă, săraca Ana, ăsta chiar că a fost trollul anului, ești nebun. Uite-te și dacă mai văzut atâtea TNT-uri în viața ei. Următorul prank este unul care mie mi s-a părut, bă, efectiv genial și sincer nu știam de el până acum. Asta e noua casa Anei, de când i-am bubuit-o pe ultima și-a făcut una așa pe repezeală ca să aibă și ea o casă și s-a dus să-și facă rost de resurse. Acum am văzut-o mai devreme cum a plecat și mă uitam așa la casa ei. Bă, frumos, așa, simplu, dar are niște carpet pe jos. Chestia asta s-ar putea să ne ajute. Am aici niște pufferfish, nu știu dacă știați, dar în Minecraft poți să vii și să faci ceva de genul ăsta. Să vii aici, bam, pui mai mulți pufferfish, uite așa, peste tot. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Sincer, cred că merge să pun cam peste tot unde era carpet. Am lăsat aici un loc și acum o să trebuiască să punem, uite așa, carpet cu... atenție, cu o mare atenție trebuie să punem și ultimul bloc de carpet și dacă vă uitați este fix cum era înainte, bă, la fel arată, doar că Ana când o să intre aici o să aibă o mică ceartă cu pufferfish și ăștia de aici de jos, că lor nu prea le convine că i-a pus sub preș aici sub covor și o să vedem ce o să se întâmple, dacă se prinde, ce se întâmplă și o să iasă din casă sau o să moară acolo în casă și nu o să înțeleagă absolut nimic. Haideți să o așteptăm să vină și să vedem ce o să se întâmple. Fraților, Ana tocmai ce se întoarce acasă și cred că o să aibă o surpriză destul de neplăcută, sincer să fiu. Doamne, uitați-vă la ea. Bă, săraca, deci sincer nici eu nu știam de trollul ăsta. Ia uite, s-a spawnat iar în casă. Iar e în casă. Băieți, a, s-a prins, mă, că e de la carpet. S-a prins că e de la carpet. Luca! Da?
Ce are, bă? Eu încetează. Ce să încetez? Lasă-mă odată. Bă, sărac Ana, nu mai poate. Deci am terorizat-o toată ziua. Deci de 1 aprilie, Ana, îmi pare rău, dar e 1 aprilie. Uite-te și tu la ea. Bă, a spart carpetul. Cred că am văzut-o că a notat un pic acolo, dar încetează odată, te rog. Niciodată, Ana, nu de 1 aprilie. Poate după 1 aprilie nu o să mai fac niște prank-uri atât de nașpa, dar până atunci, Ana, distrează-te în casa ta. Iar am murit, bă, frate. Bă, săraca. Fraților, pentru următorul prank ne aflăm aici la un biom din ăsta cu zăpadă și o să o fac pe Ana să mă urmărească pe aici, pentru că deja e super, super nervoasă pe mine după toate prankurile de astăzi. O voi face să mă alerge pe aici și când o să ajungem prin zona asta o să umplu pe aici de powder snow, adică de zăpadă din asta prin care treci dacă calci. Iar dacă știți Minecraft, dacă ai boost de leather și treci peste powder snow, nu cazi prin ea, așa că eu o să pot să trec liniștit, iar ea o să se scufunde pentru că nu o să aibă boost și o să săpăm aici jos o mare, mare groapă și o să moară eventual de la falling damage. Știi ceva? Falling damage-ul e destul de plictisitor, așa că o să-i pun niște apă din asta fake ca să creadă că ia uite bă, doar m-a speriat, uite bine că o să cadă în apă. Hai că o să cadă în apă, o să fie apă din asta fake și oricum o să moară, dar eu zic că o să fie oricum super super amuzant. Facem aici uite așa frumos și o să o fac să mă urmărească ceva de genul ăsta. Ia o să cadă aici și nu o să aibă ce să facă și o să moară într-un final. Haideți să vedem cum o să reacționeze când o să pățească chestia asta. Bă, stai așa că doar voiam să vorbim. De ce? Bă, de ce ești așa supărată pe mine? Ți-am făcut și eu câteva prank-uri. Nu o să se mai repete, Ana. Stai, vreau doar să vorbim, Ana. Bă! Bă, Ana, ce-ai făcut, mă? Voiam doar să vorbesc cu tine, bă. Oh my god, hai mă, Ana. Deci uitați-vă și voi, am vrut și eu să mă înțeleg cu Ana, ea a venit să dea mine de astea. Eu am avut toate intențiile să fim prieteni, dar oh my god, m-am dus și eu. Păi nu te mai suport. Stai liniștit, Ana, că am murit și eu. Pentru următorul prank, am văzut că Ana și-a făcut aici rost de un cățel. Uite, îl cheamă Rex, are și o cușcă foarte, foarte drăguț. Și Ana din nou este plecată de acasă, pentru că ce să faci pe Minecraft, n-ai cum să fii mereu acasă. Așa că am pândit-o pe Ana, am așteptat să plece și s-ar putea să mă distrez puțin cu Rex. Dar nu suntem oameni răi, nu o să-l omor, pentru că asta ar face cineva oribil. O să-i dau așa o palmă să se trezească la realitate. Vino încoace, Rex. Bă, nu mă mai mușca, ai încredere în mine, vino încoace doar. Doar, bă, lasă-mă în pace, că eu sunt bun, sunt de treabă cu tine, vino cu ace, că nu vreau să-ți fac rău. Bun, ia stai tu aici, că m-ai enervat, că m-ai mușcat de 1000 de ori. Stai aici și lasă-mă în pace. Și acum l-am lăsat acolo, în spatele casei. Iar acum o să vin aici, unde era cușca lui, mă rog, unde este cușca lui, că nu i-am luat cușca, nu i-am făcut nimic. Și o să-i las un mesaj Anei și o să fie ceva de genul, niște coordonate foarte, foarte random. Și o să le luăm așa. Punem ăsta pe jos și o să vadă aici câinele la X5433 și 4443 și gândiți-vă că noi suntem undeva la coordonate gen câteva sute, adică o să trească să meargă vreo 10.000 de blocuri ca să ajungă la câine, unde nici măcar nu o să fie. Și ca să facem totul mai amuzant, o să-mi dau TP la coordonatele alea și o să-i las acolo un mesaj. Băi, în mijlocul oceanului ești nebun, nu pot să cred. Deci fix aici o să punem noi un sign pe căleală de 1 aprilie. Da, deci Ana o să trească să meargă vreo 10.000 de blocuri pentru câinele ei, dar sper să merite, sincer, sper că o să se distreze. Fraților, se apropie victima noastră, bă, am înnebunit-o, mă, de 1 aprilie, sincer, deci am înnebunit-o în prank-uri, am făcut 1000 de prank-uri. Hai să vedem ce reacție o să aibă, sunt curios. Unde e câinele Luca? Păi scrie acolo unde e, nu l-am omorât. Nu sunt un monstru, ok? Nu omor câini sau chestii de genul. Bă, săraca e atât de confuză, probabil se uită aici pe foaie. Uită-te că scrie coordonatele. Cum adică? Păi ce cum adică? Nu înțeleg ce nu înțelege. Ce nu înțelegi? E de parte rău. Păi dacă îți iubești câinele, du-te și adu-l înapoi. Deci trebuie să se ducă, frate, bine. Uită-te și tu, bă, săraca, 10.000 de blocuri. Îți dai seama, o stau aici până mâine. Dar o să se prindă ea cândva, când ajunge acolo și vede semnul în mijlocul oceanului, frate. 2000 years later. Ce faci, Bana? Ți-ai găsit câinele? Că ai fost plecată cam o oră. Cred că ai fost plecată. Ce-ai făcut? Au, deci stai, mă, mine. Da, ți l-ai găsit. Uite și tu că... Oh my god, cream că nu mă atacă. Deci chiar am crezut că mă împrietenesc cu el pentru o secundă. Bă, uite, vezi, câinele tău este foarte întreg și văd că are ceva cu mine, dar nu înțeleg ce are. Am fost 1000 de blocuri. Bă, lasă-mă, Ana, important e că l-ai găsit în viață, nu te mai supăra pe mine, că uite, nici măcar nu e atât de supărat, mă mai mușcă și la mișto mai mult, uite, uite că s-a obișnuit cu mine, ești nebun, sunt prietenul lui, nu vezi? Bă, poate mi-a meritat-o pe asta, ok, cred că i-am pierdut destul de mult timp din viață.
Fraților, iar pentru ultimul prank de astăzi, nu o să fie nevoie să-l fac. De ce nu o să fie nevoie, poate vă întrebați? Pentru că deja mi l-ați făcut voi mie. Ultimul prank pe astăzi este faptul că încă nu am făcut 100.000 de abonați, suntem foarte, foarte aproape, așa că am înțeles că a fost un prank, e 1 aprilie, am râs, am glumit, după ziua asta putem face 100.000 de abonați, ok? Suntem super, super aproape și sunt convins că sunteți câțiva care nu sunteți abonați și vedeți chestia asta chiar acum. După ziua de astăzi, gata cu farsele de 1 aprilie, putem să facem noi 100.000, să facem butonul și toate alea. V-am pupat și ne auzim de data viitoare. Pa, pa! Astăzi sunt blocat în 100 de straturi de mâncare. Trebuie să sparg tot ca să ies afară, iar odată la 5 straturi voi avea un cadou care mă va ajuta să termin straturile și să mă bat cu boși de mâncare foarte, foarte puternici. Dați un like și un subscribe sau mă super pe voi și un follow pe Instagram ca să vorbim acolo mai multe. Vizionare plăcută! 100 de straturi de mâncare, ești nebun. Bă, și dacă eu n-am chef să stau să sparg aici 100 de straturi din astea, că 100 de straturi e mult, adică cine stă să spargă atât de mult de straturi de mâncare efectiv? Eu văd că am glez deasupra. Dacă mă pun eu așa la o creație, gen nu s-a gândit cine a făcut pușcăria asta cu straturile de mâncare, că o să am eu creierul ăsta atât de mare cât să mă duc pe aici păsuș și o să sparg glesul și aia e, gata, am scăpat din pușcărie. Ce trebuie să stau eu să sparg straturi de mâncare, că nu știu ce, auzi beleaua. Gata, mă, și am ajuns aici și spargem. Bă, cine ai, bă, nu se sparge ăsta? Hai, bă, faci mișto de mine. Deci cine a făcut pușcăria asta cred că e mult mai deștept decât credeam, așa că nu ne-a rămas nicio variantă decât să începem să spargem straturile astea, frate, de mâncare. Și primul strat văd că avem o pâine sau ceva. Nu știu exact ce e chestia asta, dar hai să-i dăm cu primul strat. Ce mă, asta înghețată? Ce s-a strat de înghețată? Ok, deci ăsta a fost primul strat, ușor, lejer, lejer. Hai că se sparg ușor, mă. Mamă, hai că deja ce mă, cărămizile astea. Bă, păi astea mâncare sau cărămizi? Ce e asta aici? Ia uite, bă. Ok, merge repede. Asta cred că e un fel de tortă dulce, bro. Deci deja avem 3 straturi. Păi încă 2 straturi și pot să-mi iau un cadou de acolo, ești nebun. Ce asta, vată de zahăr, parizer, ce mă asta? Și asta de aici, ia, ești nebun, stai că mi-a dat un praf. Ce mâncare e, mă, asta? Asta nici nu e mâncare. E sare, mă, asta. Deci asta e minereu de sare. Bă, sare e un fel de mâncare. Ok, deci avem primele 5 straturi. Am avut o pâine, am avut ceva înghețată, nu știu ce asta. Cred că e tortă dulce, ceva de genul. Asta e un fel de parizer sau șuncă și am avut și sare. Deci am spart primele 5 straturi și oficial am voie să-mi aleg un cadou de aici la întâmplare. Așa că o să-mi aleg chestia asta, ești nebun. Ce-i asta? Witch Broomstick? Ok, și ce face chestia asta? Mamă, ești nebun. Păi gata, m-am scăpat de aici. Stați așa un pic, că o iau pe... Hai că o iau pe acolo, hai că am cum să scap aici. Ok, cred că chestia asta nu o să mă ajute prea repede să scap, așa că haide să continuăm. Ce avem, bă, aici în continuare? Stratul numărul 6 este Gummy Worm. Wow, este din ăla, mă, de geleuri din alea, bă, frate, cum se numesc, mă, alea? Șerpișori din aia gumați, bro, wow. Și dacă sap așa pe... hai că mă lasă să scap aici, ești nebun. Uite-te și tu, poți să sap eu tot ăsta, că degeaba îl sap. Ok, dar o să iau geleurile astea, că îmi plac geleurile. Ce chestie asta? Care e următorul strat? Carrot crate. Ok. Deci asta e practic o cutie plină de morcovi. Da, asta e destul de șmecher. Arată destul de tare, nu o să mint. Bă, vezi că avansăm destul de repede. Ia uite, avem aici. Mamă, ce mă chestia asta? Popcorn, ce e asta? Hai că... Mamă, vezi că popcorn nu merge mai greu la popcorn. Mamă, până spargem stratul ăsta de popcorn, băieți, cred că îmbătrânim aici, ești nebun. Oh my god. Ce strat e ăsta? Nici măcar nu știu ce număr e. Bă, uitați-vă cât de greu se sparge, bro. Hai că mă duc până la magazin până se sparge asta. Vrea cineva ceva de la magazin, nu știu. Hai, bă, dă-i și încă puțin și... ce mi-a dat, mă, aici? Mi-a dat semințe din astea de se face popcorn-ul. Stai, mă, ce strat e ăsta? Deci ăsta e stratul nou, bro. Păi deja am făcut 9 straturi, bă. Eu mă mișc super bine, ești nebun? Mă rog, m-aș mișca super bine dacă n-ar fi chestia asta cu popcorn-ul, dar merge și așa, ești nebun. Hai că îi dăm așa, eventual până mâine, cred că spargem stratul nou. Gata și cu astea de popcorn, că nu le mai suport, ești nebun? Ce chestia asta? Poți să o mănânc? Poți măcar să o mănânc? Ce chestia asta? Ia. E brânză, bă, băiatule. Gata, mă, easy. Și ăsta a fost stratul 10 cu brânză? Gata, mă duc să-mi iau cadou, ești nebun? Uitați-vă cât de multe cadouri avem, bro. Deci avem 1000 de variante. O să le iau pe ăsta, efectiv, ăsta e primul care îmi sare în ochi și ia. Ce-am luat, mă? Cake slice. Am luat o felie de cake, fraților. Ăsta a fost cadoul meu, ești nebun? Ok, știi ceva? O să zbor aici numai ca să-mi iau niște damage, ca să pot să mănânc și o felie aia de tort. Uite, mi-am luat niște damage. Măcar atât să fac. Am mâncat și o felie de tort, ok? Este, mă, dacă mi-au niște damage, nu cumva puteam să mănânc și brânza aia de acolo, că știu că la stratul ăla de brânză părea că pot să-l mănânc, ești nebun? Ia să vedem, pot să mănânc brânza și... Uite, mă, că mă lăsa să mănânc brânza, deci dacă mi-e foame pot să și mănânc chestiile astea. Și următorul strat este pepene și după aia cake-ul, da, tată, uite ce ușor se duce cake-ul. Asta îmi place să văd, uite, ce mai chestia asta, what? Stack of pancakes, astea sunt clătite, bro, deci aici sunt clătite, aici am avut tort, aici watermelon, mă, bă, ce repede ne mișcăm, fii atent, și ăsta ce e ăsta, mă, mă, e pui, ești nebun? Mamă, uitați-vă,
Uitați-vă la puiul ăsta, da, mă, da. Bă, eu mă duc să mai sar cu ăsta, mă, să mai mănânc și eu din chestii pe aici. Bă, deci e șmecheră rău mătura asta, dar o să o rup imediat, că eu doar zbor random cu ea. Hai că băgăm și o bucată de pui și trecem mai departe la stratul cu numărul, nu știu care e numărul, dar este nici mă... Mamă, ce-am făcut, mă? Am spart și următorul strat, bă, sunt prea puternic, bă, băieți. Deci eu sparg toate straturile astea, nici n-am nevoie de iteme de nimic. Wow, ăsta era varză, bro. Deci asta este varză și asta e un jeleu, jelly brick. Ah, ok, ok. Și tocmai ce am realizat că suntem la stratul cu numărul 16, deci înseamnă că pot să mai aleg un cadou. Bă, îmi place chestia asta cu cadourile. Zici că e ziua mea, frate. Efectiv, o să-l iau pe ăsta de aici. Uite, la ăsta arată șmecheria, ce asta? Ce mă, punguța asta? Leather... Oh, what? Ok, ok. Bine, bine, pe blocuri, dar nu prea pot să le sparg, fraților. Adică eu le-am pus aici, dar mulțumesc de cadou, fraților, dar ia. A, uite că puteam să văd și ce e în ea. Am înțeles, da. Eu le-am pus pe jos. A, e, am avut și diamante atâta, pot să zic. Hai că putem să le luăm de aici dacă e. Bă, ce repede merge treaba. Deci ăsta, gândiți-vă că stratul ăsta este stratul cu numărul 17. Ăsta este 18 și uitați-vă cum mă duc prin ele așa. Bă, n-o dai cu mine, efectiv. Deci 18, 19 și ăsta o să fie 20. Mamă, ești de bun, ce avem aici? Cartofi prăjiți la tigaie. Da, mă, da, deci stai așa să analizăm un pic. Deci aici am avut plăcintă din asta de dovleac. Ok, aici ce chestie asta de-am spart-o aici? Stai, mă, ce-s blocurile astea? Nu pot să le iau? Stai așa, sunt un fel de blocuri de tort. What? Numai că e un tort bloc, gen. Și asta aici este... Onion crate, oh my god, e o cutie cu ceapă, băieți. Hai că cu ce puță ești, nebun. Și aici am avut și niște cartofi prăjiți și oficial sunt la stratul 20. Bă, uitați-vă cât de repede merge treaba. Efectiv, sunt deja la stratul 20, pot să-mi iau un cadou. Hai să luăm pe ăsta de aici. Ia, o spatulă, da, îmi place spatula asta. Deci pe asta o să o folosesc, ești nebun. Numai cu spatula ne vom juca de acum încolo. Hai să mergem pe următorul strat și... Oh my god, nu pot să cred. Bă, ăsta e obsidian? Ok, cred că o să stăm aici mult și bine, ești nebun. Deja. Că asta se sparge ca obsidianul de greu. Oh my god, dar ce obsidian? Ce este? Obsidian cu șuncă, cu carne? Care-i faza? Deci un obsidian cu chestii așa roz și roșii. Deci mă duce cu gândul la carne asta, dar nu înțeleg de ce e un obsidian, bro, aici. Și eu n-am cu ce să-l sparg, fraților. Deci eu dau cu spatula așa. Oh my god, ok, o să îmbătrânim aici. Vă spun sincer că o să îmbătrânim aici. Efectiv, nu exagerez când vă zic că dau aici de un minut la chestia asta și nu vrea să se spargă, fraților. E efectiv ca și cum ai sparge un obsidian cu mâna goală. Fără niciun mișto, e fix același lucru, se sparge la fel de greu ca un obsidian și eu dau aici cu spatula mea toată ziua la el și da, de stratul ăsta nu mai trecem, fraților, îmi pare rău. Asta a fost. Bă, am făcut speedrun până acum și acum stăm 1000. Oh, taci că s-a spart una, ești nebun? Dar mi-a dropat ceva, bro? Sau ce a făcut? Oh my god, nici măcar nu-mi dă nimic. Deci uitați-vă și voi că nu-mi dă absolut nimic și trebuie să mai sparg una ca să trec mai departe și mai în față avem chestii ușor de spart. Pare că nu mai are atât de mult. Deci deja îl văd că am crăpat așa pe obsidianul ăsta versus spatula mea n-are ce să facă, deci spatula mea e prea puternică. Hai mă, odată, spargete odată că nu mai suport. Dă-i. Și în orice secundă acum, ți atenție, în orice secundă, 3, 2, și mi-a dat carne, deci v-am spus, efectiv îți dropează carne, bro, obsidianul ăsta. Oh my god, ok, în continuare avem niște torturi, ok, pot să le mănânc, nici măcar n-am nevoie să le mănânc, știi ceva, o să le sparg așa pur și simplu, bam, avem aici ăsta, bam, mai multe torturi. Uite-te cât de ușor. Deci avem tort din asta, cum îi spune, mă, honey, miere, avem miere, un strat de miere. Aici încă un tort, dar fiți atenți că sunt torturi diferite și asta ce e? Sunt cookies sau ce? Mamă, am ajuns la stratul 25, băieți, știi ce înseamnă chestia asta, nu? Ok. Fraților, s-a cam spawnat chestia asta aici în fața mea și mie nu prea îmi convine. Ce l-ai, bă, mă bag cu burgerul? What? Deci primul boss e un burger și niște cartofi prăjiți. Nu pot să cred. Ok, n-am nicio șansă, băieți. Ok, stați ușor. Mamă, trebuie să mă bag cu spatula, ești nebun? Am spart ceva din el, bro. Oh my god, am dat și cartofi ăsta, dă cu cartofi. Doamne, n-am nicio șansă. Uitați-vă și voi. Deci uitați-vă și Doamne, nu pot să cred așa ceva. Deci așa ceva eu nu pot să cred. Hai că am vreo șansă aici, băieți. Stai așa. Uite roșia. Mamă, ce nu supăr roșiile în burgeri. Nu. Mamă, m-am dus, ești nebun. Bă, prima moarte, mă, băiatule. Ok, și pentru că am ajuns la stratul 25, am voie să mai aleg un cadou, fraților. Deci fiți atenți că mai aleg un cadou. O să alegem, uite pe ăsta de aici. Ce dă, mă, cadou ăsta? What? Ce chestia asta? Da, o să mă aștept foarte mult în viață chestia asta. Mă duc să mă bat înapoi cu burgerul meu acolo. Deci oficial au trecut 25 de straturi. Și uite-l pe burgerul ăsta. Pleacă-mă de aici. Uite roșia aia. Bă, nu suport deloc roșii.
roșiile în burger, frate. Pleacă de aici, pleacă și tu pâine, bucată de pâine. Mamă, dar fii atent ce-mi dă 20 armor. Bro, chestia asta e super OP, what? Wait, eu nu-mi iau damage, bro. Uitați-vă la mine că nu-mi iau damage. Stai așa să mai dea asta. Ia, vino mă încoa. Ia uite, am scos cartofii din el și nu mai-mi dă damage, bro. Nu știam că chestia asta e așa OP. Eu cream că e o chestie la mișto. Lol, deci fii atent, bro. Ah, păi n-am oh my god, nu pot să cred. Ia, s-a mai spawnat ceva pe afară. E, v-ați spawnat afară, ce să vă fac? Stați acolo afară, aia e. Deci am avut aici ultimul strat, a fost de cookie, cred că a fost asta sau ce e chestia asta. A, nici măcar nu mi-l dă, da, e un fel de fursec. Deci, oficial am trecut prin primele 25 de straturi de mâncare. Uitați-vă ce e aici. Am făcut rost de ceva iteme, am făcut rost de chestia asta care este super, super OP aparent. Și trebuie în continuare să spargem încă un obsidian din ăsta care zici că e cu aur, zici că e obsidian cu aur. Nu știu ce ar trebui să fie chestia asta, văd că sunt niște cartofi prăjiți pe afară, dar nu e problema mea, aia e, dacă s-au spawnat afară, ce să le fac? Trebuie să stau aici să... Doamne, nu mai suport, bă, băiatule, obsidianul ăsta că nebunesc aici. Încă puțin, te rog, te rog frumos, sparge-te că eu nu mai suport, nu știu ce s-a întâmplat, cred că am mișcat mouse-ul. Ia! E de golden apple, nici măcar nu pot să-l iau, bro. Oh my god, nu mai pot. Deci, efectiv, nu mai pot. Bă, măcar după toată nebunia asta, am făcut rost de două mere de aur, ceea ce e destul de șmecher. Avem și masca asta care mă cam sperie, sincer, cu cât mă uit mai mult la ea, așa că nu o să mă mai uit la ea. Și haideți să continuăm cu stratul numărul 26-27 ar trebui să fie asta. Uite că avem o pizza aici, nebun, am mâncat jumătate de pizza, restul o să fac și eu așa frumos și o să merg mai departe. Ia ce asta? Ce mă asta? Ciocolată? Deci fiți atenție, asta e 26-27-28-29, ce asta? Supă? What? Wait, chiar e supă, bro. Supă de iepure, lol, ok. Și ăsta e stratul cu numărul 30, fraților. Nu știu ce e chestia. Mamă, casă de turtă dulce urmează, ești nebun? Ce e chestia asta? Astea sunt mere sau roșii sau ce sunt chestiile astea? Astea așa, tomato crate, ok. Deci avem foarte, foarte multe roșii. Haideți să ne întoarcem înapoi acasă să mai alegem încă un cadou pentru că e jale. Mamă, ce am în inventar? Deci uitați-vă și voi câte blocuri am. Toate blocurile din lume, uitați-vă și voi. Na, avem aici din ăsta. Ia, poți să și sar pe el, ești nebun? Doamne, avem jeleu din ăsta gumat. Doamne, deci toate chestiile din lume le-am în inventar. Uitați-vă și voi, avem miere, tot ce vreți aici la mine, aveți toată mâncarea din lume. Doamne, te rog frumos, am și eu un cadou șmecher. Bă, te rog frumos că nu mai suportăm un cadou șmecher și cartofi prăjiți. Faci mișto de mine, cred că. Ok, haide să continuăm că nu se mai poate. Deci eu vă zic sincer, dacă mie acum o să-mi dea obsidian din ăla, deci casă de turtă dulce, ok, asta e destul de șmecher. Am toate prostile din univers, nu știu cum să mai scap de iteme și de mâncare. Continuăm cu stratul numărul 32 care este. Ce mă chestia asta? Ai candy cane din aia de cred. Oh my god, voi vedeți ce avem în față? Voi vedeți ce avem în față? Ok, știi ceva? Ok, deci avem mere, foarte foarte drăguț mere, dar ce chestia asta, fraților? Ce naiba e asta? Nu mai zic nimic. Nu mai zic absolut nimic. Oh my god, nu mai suport challenge-ul ăsta deja. 2000 years later. Deci vă rog frumos să vă uitați că ăsta este obsidian cu tort, fraților. Efectiv a picat un tort. Deci un tort combinat cu obsidian. De-aia stau eu să sparg aici toată ziua ca să-mi dea mie tort. Na, ce fac cu tortul ăsta? Îl pun aici, n-am ce face cu el. Ok, știi ceva? Hai să ne golim inventarul că am de toate. Deci nu mai înțeleg absolut nimic. Mob candy. Ce mă asta? Type French fry. Ce chestia asta la mine? What? Ok, mob candy. Mamă, îmi dă viteză. Ok, ok, viteză, îmi place. Eu vă zic cu toată sinceritatea că nu mai suport chestiile astea din obsidian și o să înnebunesc, dar bine că am ajuns la stratul cu numărul 40, cred. Cred că zic bine, nu, cred că am ajuns, cred că la 35 am ajuns. Putem să mergem oficial să mai luăm un cadou, te rog frumos, că nu mai suport, dă-mi-l pe ăsta. Da, mă, da, un pickaxe, în sfârșit, asta e tot ce-mi doream de când eram eu mic. Voiam un pickaxe și atât. Bam, uite cum se duce primul strat, nu ne ajută pickaxe-ul neapărat la ăsta. Ia ce? Ăsta mi-a dat diamant, ești nebun? Iepurilă, nu știu ce cauți tu aici în clipul ăsta, dar ăsta e despre mâncare, așa că cred că trebuie să te pun pe grătar, ești nebun. Bă, nu pot să-i dau? Eu nu coac să te pun pe grătar, treci mă încoace. Ia uite-l pe... Hai că mănâncă și el, ești nebun, pleacă mă iepurilă de aici. Deși erau... Mama, astea sunt coșuri de paști, bro, what? Ia uite bă ce mi-a dat, chocolate bunny, ești nebun? Mănânc de ăsta, dar ia uite bă, ești nebun? Poți să arunc cu ouă? Mamă, nu mai înțeleg nimic din clipul ăsta. Uite că mi-a dat iar de ăsta de obsidian. Bă, bine că am pickaxe din ăsta, că nu mai puteam. Deci dacă n-aveam pickaxe din ăsta, nebuneam absolut complet. Dai. Uite mă că merge mult mai repede, ești nebun? Ăsta îmi dă fursecuri. Deci ăsta e stratul numărul 3 din 5 ca să putem să luăm următorul cadou. Deci dacă mai spargem noi chestiile astea, da, cred că le-am spart cam repede. Deci chestiile astea aparent se țineau una pe alta și le-am spart pe alea pe jos și efectiv au căzut toate, da. Cred că am trișat un pic aici, îmi pare rău, așa că o să măcar o să sparg tot ce e aici, știi ceva? Dacă tot se sparge așa repede, o să sparg toate straturile astea măcar. Uite, iar avem jeleuri din astea și uite că avem și ferestre. Vedem și noi
noi acolo o văcuță, o... Hai că văcuță e aia, ești nebun? Oricum nu mai contează, pot să mă duc să mai deschid încă un cadou. Doamne, uitați-vă ce e aici, bă, frate. Câte straturi de mâncare avem aici. Doamne, uitați-vă cum arată locul ăsta. Bă, deci arată prea șmecher. Chiar îmi place cum s-au adunat toate chestiile astea. Hai să vedem, spargem ăsta aici și pălărie de bucătar. Ia, uitați-vă, bă, la mine. Wow, pălărie de bucătar. Asta mai trebuia mie în viață. Nu mai port chestia asta care are 20 armură. O port pe asta cu 1 armură. E ok. Avem aici și niște bomboane din partea casei. Deci avem, bă, am toate blocurile în inventar. Nici nu mai contează. Uite-te și tu. Gingerbread house. Toate nebunile le-am pus pe aici. Mamă, dar chiar că pot să sparg astea acum, bro? Da, mă, da. Da, mă, da. Deci avem și niște diamante, fraților. Nu știu de voi, dar eu aș că vrea să-mi fac ceva cu diamantele astea, cred că. Ia mă să pun aici un crafting table, că nu mi-a zis nimeni că n-am voie să mă folosesc de diamantele astea, așa că hai să ne facem și noi o armurică așa de Doamne ajută, cum s-ar spune. Ok, gata, nu mă mai interesează nimic, am armură, am pălăria de cofetar, nu mă mai interesează de masca asta super OP. Hai să mergem să spargem straturi în continuare. Nici măcar nu știu ce sparg aici, nici nu contează. Wow, dar de ce se sparge atât de greu, bro? Fii atent că se sparge greu și dau și cu pickaxe-ul ăsta. Ce naiba e, bă, chestia asta? Nici măcar nu știu ce sparg aici. Stați așa că aflăm acum ce chestia asta. Dacă aflăm. A, nici măcar n-aflăm. Ce s-a stea? Astea sunt un fel de ouă în crate, cred. Deci e o cutie plină de ouă și efectiv se sparge foarte, foarte greu. Ok, nu mai contează. Hai să-i dăm aici imediat să o spargem și pe asta. Bun, în continuare avem niște tort aici, niște cake. Îmi place ce văd. Bam. Ok, ce chestia asta? Stai așa. Honey brick, ești nebun? Wow, deci avem cărămizi făcute din de-asta zi, din miere. Wow, vezi că arată șmecherul de tot honey brick-urile astea, nu o să mint. Spargem aici și niște pâine și ce chestia asta aici, nici măcar nu știu ce chestia asta. Stai așa că nu mai am loc în inventar. Bag of rice. Deci ăștia sunt saci, bro. Ăștia sunt saci cu orez. Ok, și oficial mai am voie la un cadou, fraților. Mai am voie la un cadou pentru că am mai trecut încă 5 straturi. Mergem chiar acum la cadou, n-am nicio treabă. Hai să vedem ce pică de data asta. O să iau ceva complet random. Uite chestia asta. Hai să vedem. Ok, cred că e de bine ce a picat aici, fraților. Eu vă zic sincer, nu mai trebuie ăla. Mamă, Nether Sword, bro. Sharnes 2. Mamă, cât damage are asta, ești nebun. Hai să-mi dea mie următorul boss battle că îi rupă toți, ești nebun. Ăsta se pare că e un fel de bloc de candy din asta. Vedeți că e o acadea din asta aici. Deci cred că, mamă, ce am spart, ești nebun, spart tot. Deci avem aici un bloc din asta de acadea, avem aici niște cartofi. Mamă, ăsta e cartof din ăla copt făcut la furnace. După aia mai avem aici niște blocuri din astea de tort, clasic, clasic, și aici niște brânză, cred că e asta. Ok, spargem, cred că e brânză, cred că e cașcaval gen. Ia să vedem, aruncăm pâinea, baked potato, cheese. Deci ce vă ziceam, este efectiv brânză. Și fraților, mai avem încă un strat din ăsta de obsidian. Deci nu știu ce o să ne mai dea și ăsta. Habar nu am, dar m-am plictisit să sparg la obsidian. Bine că măcar acum avem pickaxe-ul ăsta, de Doamne ajută. Oh my god, urmează următorul boss battle, pregătiți-vă. Ăsta e făcut din morcov, bro. Deci obsidianul ăsta era cu morcov. Doamne ferește. Bă, mi-e cam frică să vă ce acolo, sincer. Ia mă că am scos sabia la ei, nici nu mai contează acum. Ce naiba să... What? Hodoși gigante și trag în mine cu muștar, cu ce mi-a dat, mă? Mamă, păi vă dau cu sabia asta de nu mai știți de voi, ești nebun? Ai că... Da, nu mai pot eu de hodoși ăștia. Uitați-vă și voi, bro, deci efectiv nu fac nimic hodoși ăștia. Bro, dați-mi ceva mai greu de bătut, ok? Vreau ceva mai greu de bătut. Uitați-vă și voi ce le fac la ăștia, că nu mai înțeleg nimic din viața lor, ești nebun? Asta a fost bătălia. Poftim, n-a boss battle. Ce a fost chestia asta? Fraților, cred că m-a auzit jocul și s-a spawnat o pizza aici. Aparent nu asta era. What? Ce se aude, mă? What? Mă bate șunca de pe pizza. Bro, deci efectiv am zis că a fost totul cu hotdog-ul ăla și aparent, Doamne, ce sunete ciudate au astea. Wow! Oh my god. Ok, ok. Chestia asta e mai greu de bătut decât credeam și mai greu decât hotdog-ul și ce a fost până acum. Doamne, ce se aude, mă, de aici? Hai că, mamă, ce mi-a dat, mă? Am înțeles. Băieți, nu mai aud nimic și nu mai înțeleg absolut nimic. Doamne ferește. Băi, fraților, nu că îi dau la pizza asta, dar nu mai știe de ea, ești nebun? Uleu. Hai că mai văd ceva, băieți. Hai că ne batem cu pizza. Stați liniștiți că nu mai înțeleg absolut nimic, cred că mor. Doamne ferește, nu. Stai că mi-am pus asta cu armură multă. Oh my god, să nu mor. Nu. Mamă, la fix am băgat ăla. Stai așa că le dau așa la toți. Nu mai înțeleg nimic, nu mai înțeleg absolut nimic. Nu știu ce a fost chestia asta. Blown up by mushroom. M-a bubuit ciuperca, băieți. Pe mine m-a bubuit ciuperca. Stați liniștiți că m-a bubuit ciuperca. Eu tip ăștia vin după mine, Doamne. Deci efectiv îmi țipă în cap și mă atacă toate condimentele de pe pizza. Ia, iar bubuie astea. Doamne ferească sfârșit.
sfântul, ce bă aici? Hai că boss battle, ești nebun, pleacă mă. Mamă, 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 că bubuie ăștia pe aici. Deci ăștia sunt ca niște mini creeper, bro. Doamne, de-aia nu-mi plac mie ciupercile pe pizza. Doamne, dacă te sun, bro, deci uitați-vă, uitați-vă că tot bubuie și tot se spawnează și vin, deci efectiv nu se mai termină. Sunt peste tot. 1000 de condimente are pizza asta, e cea mai bogată în condimente pizza din lume. Dacă îmi comandam eu în viața reală, n-avea nici blatul pe aia, ești nebun, și acum are toate condimentele din lume. Hai că-i mai fac ceva. Na, m-am dus. Efectiv, nu mă pot apropia de ei. Deci ca idee, vin ăștia și la mine la spawn aici, frate, și nu mai scap de ei. Stai așa să măcar să blochez aici cu niște blocuri. Lăsați-mă, mă, în pace. Deci și la spawn aici, bro, vin după mine. Ok, mi-am adus aminte că eu mai am voie la un cadou, fraților. Deci eu mai am voie la un cadou odată ce am deblocat ultimul layer ca să intrăm în camera aia. Deci înseamnă că mai am o speranță la viață. Dacă îmi pică ceva bun acum. Ok, ok, stai așa. Cred că pot să lucrez cu chestia asta. Ok, o armură super OP apare. What? Am pus-o pe mine și mi-a repara toată armura, bro. Wait, ce armură e asta, frate? What? Aia, să vezi acum cu pizza asta ce mă... Ia veni om încoa. Bă, și tot îmi dau ăștia groază de damage. Mă credeți pe cuvânt când vă zic că n-am ce să fac efectiv? Deci uitați-vă ce e aici. Nu mă interesează de nimic, eu mă duc pe pizza asta. Așa, veniți mă încoace. Uite slice-urile astea, bro. Pizza asta, asta mă interesează pe mine. Ia mor, bă, de aici că nu mai suport. A dat foc la tot. Ce se întâmplă, bă, băiatule, aici? Că nu înțeleg nimic. Hai încă puțin. Doamne, m-a omorât cârnatul. Bro, m-a omorât cârnatul. Uite cât mai are pizza aia. Uite cât de puțin mai are. Doamne. Hai mă, vino încoace, dă-o cu mine. Du-te bă de aici că nu vă mai suport cu pizzele voastre. A bubuit toată harta. Gata, bro. Oficial am câștigat. Mai am doar să-i omor pe ăștia pe care nu o să-i omor niciodată în viața mea. 2000 years later. Ok, deci văd că nu mai vine niciunul. Cred că, Doamne ajută, am scăpat de ei. A, da, cred că n-am scăpat de ei. Cred că acum mai vin câțiva, dar cred că am scăpat de majoritate. Uite, deci tu, ăla vrea să bubuie acum. Deci vrea la... Uite, mi-a bubuit tot startul aici. Doamne, ferește. Deci, fraților, după cum vedeți, mai avem fix 10 cadouri rămase. Deci înseamnă că suntem la jumătate, pentru că la început aveam 20 de cadouri. Am spart primii 2 boși, o să mai urmeze încă un boss la 75 și la 100 este finalul. Deci, oficial, aici este jumătatea hărții. Ne-am jucat jumătate din aceste straturi. Hai să vedem dacă putem până la capăt, că nu mai suport efectiv ea. Deci, ăsta a fost lejer, ok. Încă unul cu tort, ok. Îmi plac astea cu tort. Scăpăm repede de ele, ok. Niște pepene, ok, ok, bun. Nu știu ce e chestia asta, dar o spargem și pasta. Ok, ce-s astea? Cred că sunt ciuperci din alea roșii, cred că. Ok, ok, și spargem și asta. Și după aia, gata, asta vreau să văd. O să merg random, nu știu ce vreau de la viață. Ca de obicei, dăm pe ăsta. Ia, ce mi-a dat, mă? What? Slender chest plate? Oh, dar l-am pe ăsta OP, bro. Ce, de ce mi-ar trebui ăsta? Ia, mamă, cum arăt. Vezi că arăt destul de haz, așa cum s-ar spune. Dar n-avem nevoie de ăsta. Am un bacon în mână, fraților, și nu știu ce face, dar... Da, cred că am aflat ce face. Cred că o să-l mănânc sau ceva, dar apare nu pot să-l mănânc. Buzzle bean, ce chestia asta? What? Wait, ce mi-a... Slow falling. Nici nu știu ce. Ok, eu mănânc chestii random. Habar n-am, nu știu ce s-a întâmplat. Eu mănânc toate nebunile random. Haideți să continuăm cu următorul. Mamă, cum mă duc cu viteza luminii la stratul 56. Doamne, de ce e și nebunie, bă, fraților, aici. Stratul 56, ușor, lejer. Și stratul 57, destul de ușor. Și stratul 58. Ok, 59 e mai greu. E mai greu că e cu obsidian. Deci am avut aici ciuperci, acum am avut ceva tot așa cu miere. Ăsta e un fel de parizer sau șuncă, nu știu ce e asta. Ăsta v-am spus, cred că e din aia de turtă dulce. Ăsta e înghețată, desigur. Și aici este iar o chestie care zici că e emerald cu obsidian. Ce la bă, chestia asta de mâncare? What? Oh, pepene, ok, ok. Putem să mergem după cadou, corect? Cred că după stratul următor de după ăsta. Cred că suntem bine, ești nebun. Hai să vedem ce cadou ne pică. Următorul cadou va fi portocaliu, că e culoarea mea preferată. Îmi place portocaliu, ia. Mamă, de asta de Crăciun. Păi ce, bă, a venit Crăciunul, ce e aici? Doamne, câte chestii am în inventar. E incredibil câte chestii pot să am în inventar. Uitați-vă și voi. Deci a venit Crăciunul, fraților, nu știu de voi, dar cred că îmi pun înapoi asta că e mai OP. Și deja văd că o să vină încă un boss fight și dacă e la fel de enervant ca pizza aia, ne-am dus, băieți, atâta vă zic. Oficial am făcut 60% din hartă și până acum a mers destul de interesant, pot spune. Uite, astea sunt iar clătite. Văd că iar avem sare, deci deja încep să se repete, dar câte mâncăruri să și fie în lume. Ia, asta e jeleu. Da, mă, uite, iar e jeleu din ăla, numai că ăsta ce că e orange. Ce orange, bă, că zici că e maro ăsta. Bam, bam,
bam, bam, ok. Și cu ăsta, lejer. Deci, bă, viața mea, torturile, imediat. Bam, 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 le-am spart și aia e. Și asta, vată de zahăr, ia uite, asta s-a spart și ea. Mamă, dar e vată de zahăr sau... Mamă, arată la fel ca șuncă aici, nebun. Dar pare mai vată de zahăr asta, nu știu. S-a spart și mai repede, cred că e vată de zahăr, fraților. Nu mai am nicio treabă, efectiv. Uite, luăm și noi cadoul ăsta de aici. Ia pantaloni, mi-a dat chilos de Crăciun, what? Wow, pantaloni de pijama, fraților. Uite, pe ăștia-i păstrez. Ăștia chiar sunt șmecheri, ești nebun. În continuare avem încă un strat de pizza. Bă, ne place pizza, nu o să mă plâng. Ne place pizza, ok, aici din nou. Asta cred că e vată de zahăr sau? Mă, asta, de ce am crezut că ăsta e vată de zahăr? Wait, nu, cred că ăsta e... Da, sunt foarte confuz, nu știu ce, cine, ce, cum e. Dar văd că avem popcorn în continuare. Și pentru prima oară pot să spar și eu popcornul ăsta ceva mai repede. Și avem aici stratul cu numărul 70, fraților. Nu știu ce s-a astea, sunt niște cărămizi colorate. Deci nu mai înțeleg absolut nimic. Blue candy cane, e candy cane albastru gen. Bă, ne-am chinuit noi la început, dar acum chiar devine mai ușor, adică acum chiar am trecut. Ia, ce mă, ăsta topor enchantat, what? Smite 1, da, asta îmi trebuia mie pe topor, smite 1. Fraților, nu știu cum să vă anunț, dar am un popcorn bag pe ecran și pare că este un boss făcut din popcorn pentru ultimul boss. Și mie cam frică, ce mă, ăsta pământ aici, ce naiba e ăsta? A, e mushroom, what? Astea sunt ciuperci din alea urâte. Ok, aici avem niște ouă, încă un strat din ăsta de înghețată, niște torturi. Oh my god, acum urmează, fraților, urmează ceva interesant. Stați pe fază. Ia, ce mai aici? What? Mă, ce? Ok, deci asta cred că... Mamă, că nu mai înțeleg nimic. Ok, popcorn, da. Deci așa se simte și popcornul, cred că. Cum aruncă pe mine așa în toate părțile. Mamă, dar ce e, bă, ăsta? Popcorn cu caramel? What? Deci se pare că ăsta e bossul. Bossul final este popcorn. Stați liniștiți că mănânc și eu niște cookies, așa, dacă nu vă supărați. Doamne ferește că nu înțeleg nimic din clipul ăsta. Deci dacă voi ați înțeles ceva din clipul ăsta, decât că e foarte multă mâncare și că mâncarea ne ia la bătaie, eu atât am înțeles din clipul ăsta. Ne batem cu popcorn, ne batem cu de toate. Oh my god. Băi, ești de bun. Da, mă, da. Na, beleaua, ce o să-mi faceți? N-aveți ce să-mi faceți. Stai așa să luăm chestie. Kernel. Ce naiba e un kernel? Nu înțeleg. Ce face asta? Nu merge să trag. Îmi trebuie ceva să trag cu ea, cred că. Nu mai înțeleg nimic, fraților. Deci nu înțeleg nimic din ce am în inventar. Am torturi, mi se spawnează random chestii. Uite-te și tu, candy. De unde sunt chestiile astea? Nici eu nu știu de unde sunt. Dar nu mai contează. Ăsta oficial a fost stratul 75. Încă puțin și terminăm, frate. Hai să vedem ce cadou luăm. Luăm și noi cadou ăsta. Uite, chichi. Oh my god, îmi dă un cărbune, bro. Cum se dă de Crăciun când nu ești cu minte. Am primit, nu iau agen, am primit un cărbune. Bro, ce se aude că mă sperie, what? Bro, cred că e blocul ăsta, ești nebun? Cred că blocul ăsta se... fraților, cred că am aflat ce se auzea. Cred că am o mare gogoașă care stă și mă ține în ea, ești nebun? Doamne, chestia asta mă speria pe mine, bro. Deci mai trebuie să se spawneze ceva aici la final. Și efectiv, doamne, bă, ce m-am speriat, ești nebun? Oh my god, deci normal că nu s-a terminat aici. Trebuia să vină și înghețata să... Doamne, ce naiba... Iar vorbesc, mă, ăștia aici, doamne. Ok, fraților, cred că am vorbit prea repede. Mi-am aruncat și un bacon pe aici. Hai că mă ajută baconul la mult în viață. Deci am vorbit prea repede, am zis că nu o să mai fie niciun boss, dar aparent se spawnează mai greu unul după altul. What? Doamne ferește că nu mai înțeleg nimic. Ok, hai că-i dau pe boss-ul ăsta. Oh my god, no, n-am nicio șansă aici, bă, frate. Doamne ferește. Uitați-vă la înghețata asta, cum stă să aștepte să mă ia la bătaie, ești nebun? Deci pe mine mă bate mâncarea, fraților. Uite-te și tu ce lasă pe jos, nici măcar nu pot să mă mișc, bro. Lasă-mă să mă mișc, doamne ferește. Uite că am crăpat bolul, am... Ia uite, mă, ia uite, dă asta cu Oreo, ce se întâmplă? Nu mai înțeleg nimic, vină-mi cu acest să-ți dau bucata. Protect the king, e că vă dau eu acum, rege. Ia vină, mă, regele înghețat aici. Gata, mă, hai că mai înțeleg ceva, băieți. Ce chestia aia și de ce trage prin pereți? Poate și să-mi zică și mie cineva ce se întâmplă aici? Haideți să continuăm că nu se mai poate în sfârșit. Deci continuăm cu stratul cu numărul 77. Ok. Dar ăștia cred că sunt cartofi? Da, potato crate. Ok. Aici mai avem încă un tort. Uite și un ăsta de obsidian la care stăm 1000 de ani de m-am și plictisit de el. Am înțeles cum stă treaba. Stați liniștiți. Și ăsta tot cartofie. Deci fiți atenți, abia ce am spart cartofii aici la stratul ăsta. Și după aia mie îmi dă obsidian cu cartof, pentru că eu asta aveam nevoie în viață, frate. Asta aveam eu nevoie în viață. Ok. Să ne luăm cadou, pentru că cine știe ce iteme nebune să ne mai pice. Ce chestie asta? Păi și care-i faza? Merge ca Lucky Block-ul, adică îl spar și îmi dă ceva sau cum merge? Ia, haide să vedem și... Mi-a mai dat un broomstick și un ăsta. Bă, fix ce aveam deja, ești nebun? Hai să mergem să spargem restul de straturi, că nu se mai poate. Ok, deci continuăm cu stratul numărul 76, cred că.
Ba nu, mai mult, 80, 81, nu știu la cât suntem, nu mai contează. Dă-i tată, deci avem aici niște cartofi prăjiți, avem aici niște candy bar din ăștia, avem aici un pui, ok, ne place puiul. Și aici avem niște morcovei, cred că sunt ăștia, nu? Ia uite ce lejer spargem, bă, nici măcar nu m-aș mai întoarce după cadourile alea, dar trebuie să ne întoarcem că ăsta e challenge-ul. Haideți să vedem, mai avem 3 cadouri de luat, ești nebun după ăsta. Deci în afară de asta, uite, mi-a picat un burger, asta voiam. În sfârșit un burger, după toată ziua asta, foarte complicată, am primit și un burger. Deci mai avem încă 3 cadouri. Încă un obsidian din ăsta, bro. Ăsta cred că e ăla care îți dă șuncă. Ok, ok, hai că mergem mai repede, măcar cu pickaxe-ul, nu o să mă plâng. Avem aici niște torturi clasic și niște pizza. Ok, pizza. Și mergem să ne luăm cadou. Haideți să vedem, mai avem 2 cadouri în afară de ăsta. Spargem și noi unul. Uite că acum mi-a dat o găleată cu lavă, fraților. Nu putea să-mi dea mai devreme când mă băteam cu toți mobii aia. Nu putea. Mi-a dat acum o găleată cu lavă. Mă ajută foarte, foarte mult în viața această găleată cu lavă. O să pun aici un bacon și o să-l prăjesc puțin mai bine. Ok, ăsta e stratul 91, 92. Mamă, iar obsidian din ăsta. Bă, nu se mai poate, bă, băieți. Și aici văd că avem, ce chestia asta, mă? E un curcan urât, ce naiba e ăsta? A, e cooked rabbit. Ok, deci ăsta e iepurilă. Am înțeles și cu iepurilă. Ok, și cred că dacă mai luăm, fiți atenți, cred că dacă mai luăm un cadou, următorul o să terminăm harta. Deci la următorul cred că terminăm harta. Hai să vedem, penultimul cadou va fi, uite ăsta de aici, un crafting table. Foarte, foarte mult îmi doream un crafting table și o să-l spar și pe ăsta pentru că deja am terminat challenge-ul oficial. Uite că ne-a dat, cine a dat aici? Clown Boots. Ok, uite că am terminat outfit după ziua de azi. Ok, am trișat un pic, l-am luat mai devreme pentru că suntem pe cale să terminăm harta. Încă niște tort. Ok, ok, cred că sunt ridichi, sincer. Stați așa să vedem dacă arunc eu brânza asta. Beetroot, da, mă, da. Ok, aici mai avem niște din astea așa, niște bricuri din astea de candy cane. Ăsta văd că e încă un geleu și da, mă, da. În sfârșit, fraților, oficial am bătut cele 100 de straturi de mâncare. Băi, ce challenge a fost ăsta, deci a fost insane de șmecher și uite că avem și un cadou aici, avem o surpriză de final așa. Ia să vedem ce e asta, o valiză, ce... Păi și care e codul? Ah, ăla era codul, ok, și am primit, mamă, ce am primit aici, fiți atent. Păi nu mai am nevoie, bă, de mâncare, uite că mi-a dat, după ce am văzut mâncare toată ziua, ei mai dau mai multă mâncare. Deci uitați-vă și voi, mi-au dat burger cu cartofi, asta mai aveam eu nevoie de la jocul ăsta, burger cu cartofi. Și aici cine a dat? Bazuca, ok, ok, stai așa că am eu niște treabă cu bazuca asta. Ia vedeți aici straturile astea de mâncare. Hai că, bă, cam asta a fost cu straturile de mâncare, fraților, ia uitați-le. Deci a fost nebunie prea mare, chiar a fost tare, fără niciun mișto. Vă ameninți cu bazuca dacă nu cumva n-ați dat încă like și subscribe și vreau să spuneți în comentarii care a fost stratul vostru preferat din tot challenge-ul, care a fost efectiv stratul vostru preferat. Din 100 de straturi trebuie să aveți unul preferat, adică uitați-vă ce avem aici, hai că mai avem. Deci, fraților, cam ăsta a fost challenge-ul, nu uitați să dați acolo un like și un subscribe dacă mai vreți clipuri de genul ăsta și o să ne auzim și noi pe data viitoare. Eu am fost burgerul vostru preferat și v-am pupat pe toți. Pa, pa. Astăzi, eu și prietena mea, Ana, am fost închiși într-o închisoare de către un YouTuber. A trebuit să trecem prin tot felul de probe ca să scăpăm și a ieșit un haos total. Nu uitați să dați un like și un subscribe ca să ne strângem 200.000 de burgeri pe canal și un follow pe Instagram dacă vreți să apareți aici în intro și să vorbim mai multe și în privat. Vizionare plăcută! Fraților, tocmai ce am ajuns acasă și am primit un mesaj foarte, foarte interesant de la prietenul meu, Sinner. Mi-a spus că are o surpriză pentru mine, dar doar dacă vin cu Ana și trebuie să mă conectez pe un anume server. Și ultima oară când am făcut asta, nu prea a ieșit prea bine, deci nu știu ce să spun de serverele astea. Deci toată lumea are servere de Minecraft, toată lumea are 1000 de servere de Minecraft. Așa că desigur că trebuie să vedem despre ce e vorba și o să iau și pe Ana să vedem care este faza și ce ne așteaptă oare. Bă, Sinner, tu ești sigur că nu e ceva de rău pentru că o surpriză poate să semne ceva nașpa și nu știu dacă vreau să intru pe serverul ăsta. Hai, mă, intră, că o să vezi ce te așteaptă. Pe bune, hai, doar de acolo join să și... Să dau join serverul? Eu cred că mă bag să mă culc, că e și târziu, e 11 noapte. Nu, 10 minute durează, 10 minute, pe ceas. Pe ceas, trebuie să apăs pe butonul ăsta, nu, că altfel nu scap de gura ta. Dă-i pe join, hai că te aștept deja. Ok, Sinere, hai să vedem. Bă, nu-mi intră pe server. Ah, Sinere, ai ceva să-mi spui, că scrie ceva în spatele tău. Bă, bă, nu. Nu, bă, nu faci citim, mișto, nu faci alo, mișto de alo, mine, mă iei la mișto. Stai, stop, că încă nu putem să începem, că nu este partenera ta în crime aici. Păi nu știu unde e Ana. Trebuie să intre și Ana, că i-am dat IP-ul, trebuie să intre și ea. Păi până intră Ana, bă, tu crezi că nu știu să citesc, mi-ai făcut închisoare. Ia uite că a venit, ce zici, mă, Ana, a venit și Ana într-un fi... Ia uite, hai că are lag, e cu capul la spate, Ana.
Bine, 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 o așteptăm și pe Ana. Gata, Ana, ești aici cu noi, Doamne. Poftim, Ana, mai ții minte ce am pățit cu închisoarea ta? Na, asta e karma, acum ne-a făcut sineră închisoare. Ok, trebuie să recunosc că m-am inspirat puțin de la episodul Anei când a făcut închisoarea și am zis că trebuie să mă distrez puțin astăzi cu voi, nu? Da, what? Eu acum am observat chestia asta aici. Văzând, dar nu mă găsim de seamă, gen, eu n-am procesat ci... Deci, bro, aici e un altar sinner, e un sinner suprem în mijloc. Exact, și aici exact sunt sineri mai mici. Deci ce părere ai, Ana? Uite unde ne-a dus nebunul ăsta aici. Da, nu mai la peretele ăsta. Nu mai zic absolut nimic. Deci, bă, ia 10. 10. Bă, ia doua închisoare într-o săptămână. Când vă potoliți, toată lumea face închisori. Lasă-mă, bă, Ana, tu vrei să te joci la închisoarea asta? Bă, până la urmă trebuie să ieși din închisoare, nu? La închisoare, Luca? Păi și tu ești la închisoare. Despre ce vorbești? Ana, știi că și tu trebuie să ieși odată cu Luca, nu? Păi ce crezi? Nu cred. Păi tu unde te crezi aici? Spectator, crezi că ai venit aici poc frumos și hai treci la muncă. No, păi no, și ce no, trebuie no să facem aici, că nu înțeleg. Bun, domnul Luca, Ana Banana, aveți acest chest. Deschideți chestul ăsta, okay, și aveți o grămadă de găleți. O grămadă de găleți? Bun, hai că mi-am luat 10 și pentru mai târziu. Stai, ok, nu știu ce faci cu 10, dar totuși. Păi poate îmi trebuie mai târziu, știu eu. Veniți aici aproape și Doamne, o să vedeți că e o săritură destul de periculoasă, okay. Vreau să vă întreb cine vrea să sară primul. Trebuie să faceți un MLG. Cred că vrea. Bum! Nu, a stricat jocul. Nu se pune. Trebuie să omori, trebuie să dai kill acum. Păi ce facem aici? S-a întâlnit hoțul cu prostul. Ce asta? Ia uite-o. A luat-o la bătaie. Cum mă fraierește apă mine, mă. Uite, crezi bani aici. Doamne, cum mă, nu poți? Trebuie să pui apa sub tine. Trebuie înainte să pii să pui așa frumos ca pe MLG cu d-astea, știi? Fii atent, Ana, uite-te la mine și te învăț, ok? Nu e atât de greu, hai. Deci fii atent. Bă, oh my god. Da. Și a vrut să-mi pună lava. Bro, ai vrut să-mi pui... Ai vrut să-mi pui lava. Am văzut lava aia acolo. Oh my god. Ok, Ana, ia du-te, bă, și tu, Ana. Ia. Hai. Bă, a scumat. Bă, nu cred. Ce-a fost asta? Mă, n-a trecut. Nu pot să cred. Mamă, păi ce crezi că eu? Uite ce a vrut să facă. Oh my god, e prea ușor, sinere. Ia și aici ce e? Opa! Și asta am... hai că nu mai am nimic, sinere, stai liniștit. Păi, asta e și ideea, ok, bine ați venit la camera. Mamă, de parcur extrem, da, camera de sinere. De parcur extrem cu carturi. Doamne, ce facem, Ana, dansează? A nebunit, Ana, așa mai dansează ea. E o personalitate foarte explozivă, Ana, îi place să danseze, să... Bun, vreau să vă... Am înțeles. Vreau să vă luați un cart de aici, aveți 3 încercări. Bă, nu bă, așa, bă, Ana, și nu e cartul tău, ăla e al lui Luca, gen. Ia uite, vreau să vă luați un cart. Mamă, și se intrăm unul altul. Veniți pe aici. Pe aici. Și trebuie ce să faceți parcurul ăsta. Doamne ferește. Ana, du-te tu. Chiar că s-a dus de tot, Ana, ești nebun. Încă noată. Gata. Doamne. Gata și cu Ana. Bă, faci mișto de mine. Gata și cu mașinățele. Bă, păi nu-i cu... Ai, bă, că m-a dat aici. Bă, tu trebuie să ne lași apa jos, bă, cum mai ajungem acolo? Trebuie să facem de fiecare dată. Ce facem aici? Fii atent că îmi pun eu. Mamă, na. Gata, lasă-o așa, gata. O lăsăm aici. Bine, deci nu mai stau să mai fac o dată, că era prea de tot dacă mai stăteam să mai fac o dată ăla. Mai aveți două încercări, deci dacă... Deci fiecare are 3 încercări aici, bro? Da. Oh my god. Ia-ți avânt, atâta vreau să... Du-te tu, Ana, prima. Ia să vedem. Hai că îți dau eu avânt, Ana. Hai, mamă, hai că... S-a dus? Mamă. Nu pot să cred. Stai așa că am o tactică. Fii atent. Dă-te puțin în spate, da. Stai. Nu cred. Bă, e imposibil, sinere, ce e asta, mamă, ce ești de mașină. E posibil, e testat. E testat? Oh my god, nu pot să cred. Ia că s-a dus Ana, se duce Ana. Se duce? Nu pot să... Ana, cred că e ultima speranță, ești Ana. Ana, ești ultima speranță. Stai așa, Ana, așteaptă-mă și pe mine, că vin și eu. Mamă, stai așa, fiat. Deci ai văzut tactica, da? Stai așa, Ana, stai așa, ușor, Ana, ușor, că vreau și eu să... Ia să te văd. Ia stai, deci ea s-a dus direct așa, Gheugen? Da, s-a dus direct. M-am dus, okay. Oh my god, fai mișto de mine, ținere. Ce bă, ăsta parcur cu mașina mai văzut în viața mea? Pentru că nu v-ați descurcat deloc bine. Adică ați murit din prima săritură. Mama, Ana deja s-a dus. V-am mai adus un set de carturi. Hai că suntem proști zilei. Se duce la nivelul trecut. Se duce? Duc, ia uite-o, mă, pe Ana. Vezi că tu l-ai făcut saltul ăla. Bă, ia stai, mă, să fac. Nu, fii atent că am eu tactică. Lasă-mă că știu eu cum fac. Ana iar a murit, am înțeles, ok. Bă, n-ai cum, mă, nu pot să-mi iau avânt, jur. Nu e
poți să-l faci, dar bine, nu Ana l-a făcut, Ana l-a făcut, dar nu se poate, mă, așa ceva. Fii atent, sinere, că acum e acum, deci acum chiar simt eu după sinere ce pescuiește mașinile alea de jos. Uite în spate, Ana, deci uite spate. Fii, fiți atenți că acum mă duc direct. Ia-ți, mă, avânt, ia. Hai, mă, hai, mă, este, mă, este. Mamă, deci e mult mai greu decât pare. Poate lumea o să zică că suntem noob, dar e foarte complicat ce se întâmplă aici. Gen, și nu știu dacă o să scăpați vreodată din închisoarea asta. El ne-a băgat în închisoare, Sinner, că n-are ce face el în timpul ce liber. Ce faci, mă? Băi, fac o manevră. Întoarcerea din 15 mișcări. Ia, mă, stai așa. Stai, mă, mamă, nu cred. Nu, nu cred. Ai, că încerci să fraierezi sistemul, nu prea merge așa. Iar am ajuns aici, doamne. Ce-ți aici? Bă, Ana, cred că a venit am momentul să... Pică, pică, pică. Bă, nu că, păi, nu-ți bariere aici? Putem să picăm pe aici? Bă, dacă nu ești la timp, poți să pici. Oh my god, stai așa că mi-e... Bă, da, Ana, deci du-te tu prima. Ia. Ok, te-ai dus. Stai așa că mă duc eu de toți banii. Fii atent aici. Mamă, aproape. Bă, dar n-am cum să sar aici, mă. Dar ce trebuie să facem acolo jos? Ce e acolo jos? Că nu înțeleg. Ajunge acolo și să vezi. O să văd. Oh my god. Să vezi. Până mâine stăm. Bă, deci mi-au asta, Luana. Fii atent că cu asta, Luana, m-am dus direct. Deci fii atent, pentru că sunteți prea nubi. M-am apropiat blocul ăla. Bă, deci chiar să nu vă apropiat niciunul. Bă, e greu. Bă, dar ia să te văd pe tine, bă, cum faci. Că noi suntem nubi, dar tu, tu de unde știi să faci? Păi, bă, ia să-ți fac și o închisoare, mă, că m-ai enervat. Uite-te și tu. Bă, deci așa ceva nu se poate, bă, băiatule. Până mâine stăm la închisoare. Sinere, eu cred că renunț și cred că vin pe jos, sincer. Eu cred că o iau așa, baftă, baftă cu pe jos, nu poate, Luca. E mai blocat. Ok, fii atent, lasă-mă o mașină acum ori niciodată, Sinere. Deci te uiți la mine, dar uite câte blocuri mi-a pus ajutătoare. Păi deja asta... Băi, frate. Deci uită-te și tu, hai, bă, că acum o fac, ești nebun. Băi, păi cu blocurile astea poți și eu, dă-te Ana de aici. Gata, mă. Gata, bă. Bă, și acum ce trebuie să facem aici? Stai, bun. Ana, mă împinge, Ana, mă împinge. Ana m-a împins, Ana m-a împins, efectiv, okay, Ana m-a împins. Ok, ai voie, deci să vii nu se pe poate jos, așa ceva. Acolo. Efectiv, asta și... Oh my god, Ana, faci mișto de mine. Deci după ce m-am chinuit un an de zile, Ana mă împinge. Bă, Ana, deci n-am văzut așa ceva, eu iau pe jos. Nu mă mai duc cu nicio mașină, că am stat aici toată ziua. Doamne ferește, du-te, bă, că faci mișto de mine. Bă, nu pinge. Păi și am împins pe mine. Doamne. Bine, m-am împins indirect, dar gen stătea aici și n-am putut să mă duc de ea. Am înțeles, fii atent, până vine Ana, aici un chest. Uite-o pe Ana. Am înțeles. Aici un chest, ai două bucăți de cabl și un lever. Tu trebuie să ajungi la ușa asta. Cum spui bucățile de cabl, e treaba ta, sincer. Am înțeles, ok. Deci Ana, nu ne mai împingem, facem pace. Tu faci asta, Luca, eu fac asta, fii atent. Hai. Deci trebuie să punem, deci stai așa, pot, ok. Deci da, Ana, trebuie să faci așa și una așa. Ana, stai așa, stai ușor, stai ușor, Ana. Stai să sar, ok. Bun, Ana, vino cu ace. Și vino cu ace, gata. Hai, hai, poate și a Ana, bine, mă, Ana. Numai după 10 minute, gen. Deci a trecut, gata, au gata, trecut 10.000 de ani. Hai, vino. Și ce e aici? Ia, care este culoarea mea preferată? A mea? Bine ați venit. Ok, nu trebuia să vezi asta. Cred că nu-i place albastru lui Sinner. Nu e adevărat. Ok, ca să nu vă dați iară de la început spawn point. Spawn point, okay, da. Ok. Deci care este culoarea mea preferată? Vreau să răspundeți amândoi în același... Nu, n-ai cum cu Ana, deci cu Ana chiar n-ai cum. Știam, da, oarecum știam. De cât timp face, ia, zi. Nu te mai duc, nu te mai duc. Ana, bă. Oh my god. Bă, uite așa testează. Deci uite-te și tu, Ana face mișto. Deci culoarea preferată a lui Sinner e verde, ok. Și aici, de cât timp face Rafael YouTube? Ia zi, Ana, că tu ești fană Rafael numărul 1. De cât timp face 10 ani? Păi a văzut că m-a omor pe mine, pe 11. Bă, Ana, nu așa se fac astea. Eu când m-am jucat cu tine, m-am jucat foarte frumos. Tu ne strigi jocul aici. Ce zice mereu Dorian Popa? Ce întrebare mă asta? Hâți sau mâți? Eu cred că zice mâți, gen. Mâți, zice. Ia, du-te, mâți. Ana, pe mâți. Hai, Ana, mâți, Johnule. Bine, mâți, Johnule. Am înțeles. Ce întrebări sunt astea, mă, Sinner? Vino cu acea, Ana. Ia, uite pe Ana, dă cu pom de mine. Ia, de câți ani fac YouTube? De câți ani fac YouTube? Cine, eu sau eu? Tu? Păi închisoarea mea, cum păi, adică? Păi închisoarea, păi și ce știu eu de câte de ani fac? De mai mult zi? De mai mult de o zi, faci măcar o zi pe YouTube tot ai, de 7 sau 8 ani. Bă, eu cred că Sinner face de 7 ani. 8 ani să fie, nu cred că 8.
8 ani. Eu zic 7 ani. Hai, du-te, Ana, pe 7 ani. Nu, du-te, Luca. Hai, mă, că mă... Nu cred, 8 ani. Băi, eu nu știu nicio întrebare. De a murit pe toate. Ori m-au omorât Ana, ori le-am deci ghicit eu prost. Băi, nimeni nu știe, Luca. Băi, de n-am văzut, mă, așa închisoare. Deci asta e cea mai proastă. Nu mai poate de fericire. Stai că vin acum. Deci 8 ani, ok, ce e aici? Care e mâncarea mea preferată? Burger sau paste? Mamă, Ana, asta trebuie să o știi tu. Ce mănâncă Sinner? Paste? Hai, du-te pe paste și zi-mi dacă-ți plac. Bă, chiar sunt pastele? Mă, tu faci mișto, nu-ți plac burgerii? Nu pot să cred așa ceva. Nu mai pune de-astea, nu mai pune întrebări de-astea. Păi, cum adică să nu-ți placă burgerii? Citește următoarea întrebare. Care este capitala Vietnamului? Auzi întrebare, eu nu știu asta. Ana, ai bacul la geografie, las-o încolo, știu eu. Bangkok. S-a adus pe Bangkok. Cred că bacul la geografie și a spus cuvântul. De ce? Hanoi, fraților. Nu uitați să dați un like pentru capitala Vietnamului, care e Hanoi. Deci, bine! E mai ușor când joci în doi ăsta, că se sacrifică Ana la toate. Da, da, da. Cât a durat războiul de 100 de ani? Toate sunt pe stânga, zic eu. Deci 100... Da, cred că cred nu că a durat 100 de ani. Deci războiul de 100 de ani a durat 116 ani, dacă vă exact. Vine să credeți așa ceva. Deci ia. Am terminat. Bine, m-a știut Ana. Doamne, ce scrie aici? Subscribe la Sinner. Doamne, ferește. Subscribe, băieți, subscribe. Am înțeles. Deci aici avem încă un parcurs Sinner. Adică primul parcurs, de fapt, ăla a fost cu mașini. Eu tot Ana, da, Ana, trebuie să ne concentrăm să ieșim din închisoare, că ne-a închis nebunul ăsta aici, nu vezi ce se Hai, întâmplă? La parcurs. Deci acum avem parcurs, Ana. Hai să te Da. E bine, Ana, pe parcurs. Stai că ți-ar te-o, Ana, uite așa. Nu, n-ai văzut nimic. Ok, ce se întâmplă aici? Trebuie să faci așa, gen. Ana, stai cu minte. Fără să vă împingeți, n-am împins-o, chiar n-am împins-o. Hai eu. Să te văd, deci fii atent, parcurul Sinner, ești nebun. Ia uite-l pe Sinner, cum se uite la noi. Doamne, ferește. Uite-te spate, ia. Uite-te spate. Ce, mamă, Sinner urât. Nani? Ulu, ce urât se uite la mine. Zici că vrea să vă... Zici că e Terminator Sinner acolo, ești nebun, e greu? E greu. Bă, Ana, am uitat să zic Sinner, dar Ana e mai începătoare cu parcurul. Bun, nu știu dacă e așa corect. Aici o să-ți dau un checkpoint, să știi. Îmi dai aici? Da, uite aici un checkpoint. O spunem o apă. Așa. Da, ok, am înțeles. Păi puteai să o gândești și tu puțin mai mult, da. N-am gândit-o puțin Merge. Mai mult, dar... A, și poate să vină și Ana aici, gen, la checkpoint? Da, da, o las pe Ana. Am înțeles. E greu, gen. E greu, păi și amică, bă, mamă, ce parcur a făcut bă, Sinner. Bă, ia treci înapoi. Ce? Treci înapoi. Ai nevoie cu astea așa? Nu. Păi de ce? Oh my god, ia uite ce a făcut aici checkpoint. Păi cine a zis că n-am voie? Ia uite-o pe Ana, trișează. Păi cine a zis, bă, că n-am voie? Ia uite-l, bă. Eu am zis că n-ai oh voie. Oh my god, mă frec de perete și îmi strică sprintul, nu-i corect. Păi nu e bine, uite cubul Sinner, e și aici. Cubul Sinner. Da, aici văd că nu e posibil, așa că o să vă las ăsta. A, deci el a făcut parcurul gen, nu știe cum e posibil și cum nu e. Bă, oh my god, deci nu-i corect ce s-a întâmplat aici. Sinner, penalizează-o, dă-i un pumn. Ia uite ce îi face. Penalizare, deci te rog frumos, nu se poate așa ceva. Yeeey, mama, a trecut Ana. Închisoare Sinner, ești nebun. Uite, da. Asta-i joacă Sinner, așa te joci tu frumos. Uite-te și tu ce-mi face aici, închisoarea Sinner. Bă, ce-a făcut, mă, mi l-a spart. Mă, tu faci mișto de mine. Ajutor, nu, Ana. Nu, așa-i parcurul. Ala, ajută, uite-te la Ana. Uite-te la Ana, doar uite-te la ea. Hai, uite, vezi că ai ratat. A, da, am ratat, ce prost sunt. Ia, uite, bă, nu știu să fac un nu, că îl înjur pe cubul Sinner. Ce râde Sinner. Nu știu dacă râde cubul Sinner sau Sinner, ești nebun. A, mă, sare aici. Hai, bă, mă, faci mișto de... Da, ce tare. Ce se distrează, Ana, ia sparge ăla de sub picioare, că prea se bucură, Ana. De ce mă trolezi doar pe mine? Așa, hai, Ana, trece cu ace. I-am dat idei lui Sinner, gata, ia mă iau și pe Ana, las, ia uite-l. Mă, m-am dus direct, n-ai ce să-mi faci, am ajuns aici, gata. Hai, Ana, să te văd bă, eu. Bă, trecu, mă, ia. Eu am făcut și pe, bă, eu am făcut și pe campfire. A, uite, gen face floss. Hai, bă, okay. Ana, trebuie să treci și pe campfire, că eu am făcut pe campfire. Ia uite-o pe Ana. Hai. Bine, hai, mă, Ana. Hai, vină cu ace. Ultima săritură și ia, hai că mai vii aici, ești nebun. Pentru treaba asta. Bă, lasă-mă. A, lasă-mă. Nu. Nu m-a trecut. Mamă, ce l-am trollat și ce aici? Ce avem aici, ești nebun? Să nu te uiți la Tani. Sinere, am o întrebare, acolo trebuia să fie gol. Nu. Ce închisoare e asta? Aici a scăpat cine poate, gata. Nu, treci înapoi. Bun, gata, închisoare, bun. Asta e închisoarea, scapă cine poate, ești nebun. Ideea e că eu o să vă dau acest lever după ce completați această închisoare. Păi și ușa aia abia e montat-o acolo, nu era, puteam să plec până acum. Mă pleacă de aici, bun. Aveți un minut să vă echipați cu ce este în chestul acela. Ok, deci eu mă echipez cu tot și nu-i las nimic, Luana, zici tu, a? Hai, Ana, ia și tu acolo chestiile. Închisoarea Sinner, bă, și acum ne batem cu Sinner. Hai, Sinner, treci pe survival. Ok, nu te bați cu mine. Vreau să mergi aici la intrare. Mana, trage mine, la intrare aici.
Ok. Da, uite, fix aici, fix aici, să stați. Asta, trebuie să stăm aici, să ne ciucim pe scară. Da. Hai, Ana, vină încoace. Deci nu Ana, trebuie să venim. Eu tot pana, vină bă, încoace, Ana. Ce faci, măi, bodyguard acolo? E bodyguard, Ana, vină încoace, Ana. Hai, dar n-ai voie să dai mine, lasă-mă. Ia ce pune, mă, ce se aude? Și eu aud. Bun, puteți să urcați. Putem să urcăm? Hai, Ana, vină încoace. Da, ok, da, am pus și niște mobi. Ia uite, ce se întâmplă, mă, aici? Da, noi mob din Minecraft, bine ați venit la noi mobi. Da, Ana, nu știu ce se întâmplă în viața ta, dar eu aproape mor. Nu mai văd nimic, eu nu mai văd nimic, nu știu în cine trag sau ce. Ia uite, bă, ce acolo? Mamă, Ana, baftă cu YouTube-ul, ești nebun? Baftă cu YouTube-ul. Bate, mă, bate. Păi eu-i bate, ești nebun? Doamne ferește, uite și tu. Ia, a, da, mai pune, asta mai trebuia. Asta mai trebuia, să mai pui niște mobi. Ana, te descurci că văd că ai niște fani. Creeper. Da, am înțeles. Mai sunt niște fani, vor să facă niște poze. Vezi că mai e unul. Bă, deci creeperul ăsta când explodează îmi dă blind, deci nebun, nu mai văd nimic. Ia. Bă, vezi că creeper. Mai sunt câțiva. Mamă, uite-te la Ana. Mamă. Oh, s-a dus Ana, ești nebun. A murit de tot. Gata și cu Ana, ești nebun. Nu mai tu evadezi, gata. Gata, păi eu am evadat, gata. Dăm leverul, am terminat. I-am dat pe toți, mulțumesc. Gata, pa, Ana. Am evadat. Ia că vine. Unde vine, bă? Hai, că am deschis și ușa. Oh my god, și asta e evadarea? Hai, vino cu acea Ana, să vezi tu evadarea. Unde vine, mă, Ana? Hai, că mai vine. Uite, mă, că vine. Ia uite ce parcurs. Nu face parcurs. Da, e ușor. Ia uite, bă, ce face, mă? Merge doar? Păi da, uite-te că e cu bedrock, am pus eu bedrock. Mă, și miram cum îl face așa repede. Gata? Hai, mă, Ana, că am scăpat. Bă, oh my god, uite-te și tu ce. Bă, vrei să ieși doar tu, Ana, acum? Da, am rămas la care culoarea preferată a lui Sinner. Da, poftim. Deci am rămas... e doar al tău. Eu am rămas la culoarea preferată a lui Sinner, ești nebun? My god, nu pot să cred, e albastru, mâț. Oh my god, face mișto, uită-te și tu. Am mai și murit, nu mai zic nimic. Deci, Ana, nu te uit pentru chestia asta, chiar nu o să te uit. Deci, după ce că te-am cărat toată pușcăria asta, te-am adus cu mine, te-am ajutat și cu parcursul și cu alea m-am sacrificat și tu așa faci. Bă, bine, Ana, gata, bine. Alo, am înțeles. Păi și-a făcut, ați închis ușa, gata? Păi eu deschisesem. Păi m-am răzgândit, gen, și am văzut că v-ați certat. Okay. O să vă dau lever-ul numai când vă împăcat. Da, sau ne batem pe la moarte, gen, care rămâne la scapăt, ce părere ai de asta? Ok, cine? Mi se pare corect. Hai să bine, hai, Ana, hai să dăm care rămâne. Hai, dacă ești mecheră și n-ai vrut să scăpăm amândoi, am o inimă. Bă, am câștigat corect, am bătut-o. Hai, bagă cheia aici. Hai, mă, că aici și poți să pleci. Sunt un om bun, hai, dă-i TP încoace, că eu nu sunt așa cum e Ana, știi ce zic? Hai, vină încoace, Ana, să scăpăm. Și aici suntem liberi. Liberi. Stai să dau asta jos de pe mine. Oh my god, cu peștile. Ia uite unde notăm, Ana. Papagali. Deci Sinner m-a chemat. Ia uite ce mă asta, Sinner. Tu vezi cât am mai. Ia uite coment blocurile. Nu te mai uita, nu te mai uita. Oh my god, ce închisoare. Deci lăsați în comentarii dacă ar trebui să fac și o închisoare pentru Ana sau pentru Sinner sau pentru amândoi, să-i bag și eu într-o închisoare. Bă, ești nebun? Deci uită-te și tu ce a fost aici. N-am ce zice. Bă, Sinner, nu o să mint, mi-a plăcut închisoarea ta. A fost destul de decentă, pot spune. Cred că v-a supărat puțin. Dar da, cred că ai băgat ceartă în familie. Mă duc să mă bat cu Ana să fac PvP toată ziua, cred că. Că m-a enervat, ești nebun, de câte ori m-a aruncat și m-a făcut. Deci nu mai vreau să mai scap cu Ana din nicio închisoare. Așa, da, hai să dăm foc la piscina asta, că nu pot să mă bucur și eu de o piscină după ce am fost închis acolo în închisoare. Și cam asta a fost clipul, fraților. Noi o să ne vedem și noi pe data viitoare. V-am pupat. Astăzi m-am întâlnit cu apă și foc în Minecraft. Au început amândoi să se certe și au încercat să mă convingă care este elementul mai bun. Stați până la final să vedeți ce s-a întâmplat. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și cel de subscribe ca să înstrângem și noi 200.000 de burgeri pe canal și să dați un follow pe Instagram ca să apăreți chiar acum pe ecran. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută! Ha, ce zi frumoasă să mă joc pe noua mea hartă de Minecraft. Bă, ce se întâmplă aici? Deci de fiecare dată când fac o hartă nouă de Minecraft se întâmplă câte o ciudățenie din asta și nu înțeleg ce e aici. Deci apă lângă lavă și sunt chestii pe aici. Mă, ce... Ok, pe asta n-am mai văzut-o. Oficial, asta e ceva chiar nou. Scuză-mă, cine ești tu și ce cauți pe harta mea de Minecraft dacă nu te superi? Poți să nu-mi faci rău sau ceva, doar vreau să mă joc aici. Bună, presupun. Cine ești, ce cauți aici? Am nevoie de răspunsuri, ok? Pentru că mi-e cam frică puțin că nu știu cine ești. Nu am mai văzut jucători până acum. Nici eu n-am mai văzut, nu știu ce ești tu pe...
servere de Minecraft complet random. Adică te rog eu frumos să nu faci rău. Stai, tu dacă nu ești jucător, ce ești? Adică cream că nu ești jucător ca și mine. A, scuze, am uitat să mă prezint. Da, cred că ar fi cazul puțin să te prezinți. Eu sunt elementul de apă, cel mai bun element. Ok, eu sunt Luca, încântat de cunoștință. Și totuși, cum ai ajuns aici? Adică n-am mai pățit să am elemente pe server. Și cine e prietenul tău din spate? Nu vorbi cu ea? Păi stai să... poți să-mi explici cine e el întâi? O, nu? Bă, stai, ce? De ce e apă și foc la mine pe server? Mă, ce se întâmplă? E cel mai prost element? Eu sunt cel mai bun? Ok, cred că aici e ceva personal și eu o să mă retrag dacă nu vă supărați. Hai să fim prieteni. Bă, stai așa, stai un pic. Ea s-a prezentat prima și a fost mai prietenoasă, parcă. Tu pari destul de răuț așa cu ea. De ce ești rău cu ea? Pentru că sunt mult mai bun decât elementul apă. Ok, nu prea știu care este mai bun dintre voi doi. Nu este adevărat? Doamne ferește, bă, ce se întâmplă aici? Da, eu cred că o să mă extrag din această ceartă. Ba da, și o știi. Apa mereu a fost mai bună. Da, cred că eu o să plec dacă nu vă supărați pe mine. Cred că am niște treabă gen în partea aia. Nu a fost niciodată bună. Mă, ce se ceartă ăștia aici? Stai, nu pleca, vino cu mine. Ce să fac cu tine? Unde să merg cu tine? Bă, ok, nu știu ce se întâmplă aici, dar e foarte ciudat. Să-ți arăt de ce focul este mai bun ca apa. Nu-l asculta. Ok, deja eu nu știu ce să mai cred despre oricine de aici. Dacă nu vă supărați, eu aș vrea să plec. Hai cu mine mai bine. Mă, dar unde vreți să vin cu voi? Că nu înțeleg. Ăla vrea să vin. Hai, gata. Mă, ce se întâmplă? Stai că nu mai înțeleg. Ține-te bine. De ce ar trebui să mă țin bine? Ce e locul ăsta? Unde suntem? Bine ai venit în templul de foc? What? Mamă, cum arată locul ăsta? Ce face apa aici? Pe mine mă întreb, tu ne-ai teleportat aici? Oh my god, Doamne ferește, a teleportat-o și pe apa aici. Mă, ce? Băi, foc, deci explică și mie ce se întâmplă aici, că nu înțeleg. Trebuie să-mi arăți că meriți să afli secretele focului. Ok, și cum ar trebui să fac asta? Trebuie să treci prin mai multe probe. Ok, pot măcar să le fac cu apă? Probele, gen, tu apă poți să pleci? Gen, da, putem să o dăm afară pe apă. Bă, dar apă chiar pare de treabă. Vreau să le fac cu apă, nu se poate să le fac cu apă probele? Oricum, focul e mult mai bun decât apa. Ok, dar poate și ea să încerce să facă probele tale. Adică, de ce nu? O să-ți demonstrez că apa este mult mai bună și o să-ți fac toate probele. Auzi ce zice focule? Că apa poate să-ți facă ție toate probele. Nu cred că o să treacă de proba asta. Păi, las-o să vedem. Poate o să treacă, cine știe. Adică, facem împreună, uite. O să vezi că le fac pe toate. Auzi ce zice apa, că-ți face toate probele. Ce părere ai de asta? Bine, atunci apa poate să te însoțească la probe dacă ține pasul. Ia uzi apă, ții pasul sau nu? Zi sincer. Eu să fiu aici cu Luca. Ai văzut? Deci apa e deja mai prietenă cu mine decât tine, focule. Nu știu ce să zic. Și o să-l susțin să treacă de foc. Bine, hai. Ok, și ăsta ar trebui să fie un parcurs, bănuiesc, la prima probă. Deci asta ar trebui să fie prima probă, nu? Ok, apă poți să faci chestia asta, nu ne descurcăm. Cred că o să-i arătăm noi focului că suntem șmecher. Da, nu cred că-i mai arăt nimic. Iac, ce urât este, doar cu foc peste tot. Doamne ferește, bă, dar voi chiar nu vă suportați, nu? Dar de ce nu vă suportați? Adică înțeleg că sunteți opuși ca elemente, dar totuși e foarte frumos locul ăsta. Doamne ferește. Bă, focule, păi n-ai voie să o împiedici din probe. Păi cum adică, ce probe sunt astea dacă tu îi pui bețe în roate? Uită-te și tu că deja am făcut prima probă. Perfect, da, cred că o să mai dureze puțin, gen. Hai, apă, vină încoace, ține pasul că acum îi arătăm focului că suntem amândoi demni să aflăm secretele focului. Bă, da, chiar că, gen, o să-i spui și apei de secretele focului, gen? Aici sunt, nu mai sunt, am căzut. Ok, gen, apa nu prea se descurcă atât de bine, cred că am terminat, nu? Eu am terminat, sunt bine, am făcut prima probă? Da, prima probă, let's go! Apa e vai de capul ei, dar poate și ea să treacă mai departe. Ok. Apa are voie doar să te însoțească și nu are voie să te ajute sau să folosească iteme de foc. Ok. Și în spate e prima ta recompensă. Mamă, armă de foc. Ok. O să mă folosesc de asta dacă nu mi-o furi. Domnule foc, cred că mi-a luat recompensa, gen. Da, mulțumesc frumos. Și aici ce... ok. Deci am primit o armă de foc, ești de bun? Nu ține spre mine. Ok, scuze, te rog eu. Ok, și acum ce trebuie să facem? Asta e următoarea probă. Proba asta o să testeze cât de rezistent ești
ești tu. Ok, presupun. Cred că trebuie să mă folosesc, am voie să mă folosesc de armă, nu? Cred că trebuie să mă folosesc de armă. Ok, da, normal. Păi și când ar trebui să ești pregătit? Cred că sunt pregătit, dar... ok. Nu cred că eram pregătit totuși. Stai un pic, că nu cred că eram pregătit totuși. Ești vai de capul tău, hai că dau să fie mai ușor. Bro, ai spawnat 100.000 de chestii și nu am armură. La ce te așteptai? Eu nu te înțeleg. Ok, deci doar pe ăștia i-am. Ok, pare puțin mai ușor de data asta. Nu o să mint. Mamă, dar cât sunt, ești nebun. Ok, trebuie să scap de Blaze. Ok, ce mai avem? Magma cuburi. Mamă, dar mi-ai pus aici, n-am văzut Blaze-ul ăla de acolo. Spune-mi, te rog, că asta e toată proba și mă lași în pace. Ok, gata, cred că... ba, nu mai e ăsta de aici. Ok, ai armură, Luca? Am asta. Mamă, ce-i asta? Mă, reînceantă. De unde a primit asta? Ok, asta o să mă ajute. Bine, bagă-l. Bun, mulțumesc mult. Și acum ce ok, mai urmează. Haide că poți. Da, gata, ai bat pe toți apă. Trebuie să ai încredere în mine. Hai că ai încredere în mine. Ok, am înțeles. Stai. Mamă, ce e aici? Bă, dar n-am și eu nicio armură, n-am nimic, n-am văzut așa ceva. Efectiv, am doar papuși de... Doamne ferește. Ok, mă descurc. Nu sunt deloc 100.000 de ăștia. Ok, stați liniștiți, aveți încredere în mine. Cred că ăștia sunt ultimii, mai sunt... Ba nu sunt ultimii deloc. Bun, ăștia au fost toți, cred că nu. Ok, felicitări, ai trecut proba. Ok, mulțumesc. Nu știu dacă așa trebuia să trec proba, pentru că gen am murit odată, dar nu contează, ok, am trecut proba. Nu mai contează, am trecut proba. Sunt foarte, foarte fericit. Acum ce facem, ce se întâmplă? Aici e altă recompensă. Ce e asta? Sabie din unghie de dragon. What? I-a tăiat unghia la dragon și i-a dat sabie. Ok. Mamă, chiar mă ajută asta, că nu mai aveam gloanțe pentru armă oricum. Ok, asta e șmecher. Și acum ce ar trebui să facem? Bun, hai la următoarea probă. Ok. Băi, iar ne-a teleportat ăsta, că nu mai înțeleg. Bine ai venit la proba cu numărul 3. S-ar putea să știm modul ăsta de joc. Da, ok. E the dropper, cred. Cred că e... ok, da, poți să o arunci pe apă acolo. Bă, da, de ce ești așa rău cu apă? Ce ți-a făcut apa atât de rău? Ok, deci ar trebui să nimeresc în lavă. Nu-mi place apa. Da, ok, am înțeles ideea. Dar las-o în pace și pe ea, ok? Bine, hai să vedem. Deci trebuie să nimeresc în lavă, presupun. Uite ce urât e. Bă, apă, nu mai zic că e urât pe aici, că iar te omoară ăsta pe aici. Deci trebuie să mă duc într-o lavă, presupun. Ok, o să sar pur și simplu. Să sperăm că asta e și... Da, cred că n-a fost prea bine. A doua oară cu noroc, poate în colțul ăsta aici, eu să stau aici. Mamă, iar a murit. Bă, deci nu pot să cred, deci din trei de astea, două le-am nimerit prost. Nu pot să... Atunci aia e. Aia trebuie să fie aici. Ok. A mers. Gata. Sunt bine, sunt în viață. Stați liniștiți. Bă, deci iau foc. Bă, ce se întâmplă? De ce îmi dă foc aici? Mă, ori iau foc, ori nu iau foc. Aveam fire resist, nu mai înțeleg absolut nimic. Ok, deci am trecut, nu? După trei încercări, presupun, dar am trecut. Se pune că am trecut. Și ce se întâmplă aici? Și de ce încă sunt în foc? Fă ceva cu mine. Ok, gata, mulțumesc. Bine, vin la proba cu numărul 4. Aici trebuie să nimerești butonul corect. Ok. În ce stai recompensa? Chiar mă întrebam cu ce trebuie să-l nimeresc. Cu arc din dinte de dragon. Ok. Săgeți din sânge de dragon. Bă, ce se întâmplă cu denumirile astea? Sabie din unghie de dragon, arc din dinte de dragon, săgeți din sânge de... Ok, știi ceva? O să-mi iau. Cred că mi-ajung săgețile astea. Ți le las și ție. Îți mai lași ție niște săgeți. Doamne, ce urât este totul cu foc. Bă, apă, nu te mai lua de el în dimensiunea lui, în imperiul lui, ce e ăsta, că te bate pe aici. Gata, stai cu minte. Ok, deci trebuie să nimeresc un anume buton, zici tu. Păi asta e prea ușor, tu nu știi ce arcași sunt eu. Lasă că o să vedem și la apă cât de urât e tot. Ok, bă, nu trebuie să fiți bărăi unul cu altul. Puteți să fiți prieteni. Bă, unde a plecat foc? Unde e foc? Bă, Doamne ferește, ce mai spe. Bă, n-am văzut așa ceva. Deci focul ăsta și apa asta. Ok, cel mai bun arcaș, mulțumesc. Uite, apă chiar e prietenoasă, chiar e o prietenă bună. Bă, care e butonul ăla corect odată? What? Ce e, bă, locul ăsta? Felicitări, ai trecut toate probele. Apă, tu vezi ce e aici? Ce e în spatele tău? Acum poți vorbi cu maestru dragon de foc? Maestru dragon de foc pare că mare. Nu știu ce să zic de maestru dragon de foc. Nu știu dacă vreau să vorbesc cu el. Să nu-ți fie frică. Da, nu mi-e frică. Cred că mă duc așa, gen cu mâna, că mi-e frică să mă duc cu altceva. Se uită la mine. Să rumâna, bună ziua, maestru dragon de foc. Eu am terminat toate probele. Ce trebuie să mai fac? Mamă, dar se uită cam insistent pe mine, mă miroase, ce se întâmplă? Domnul dragon, felicitări pentru completarea antrenamentului, ești unul de-al nostru, poți lua ce este încet și să le folosești cu încredere. Ok.
presupun chestul ăla din spatele lui. Da, maestru dragon de foc, sper că nu te supăr pe aici, nu o să-mi facă nimic, nu? Eu nu mă apropii, da, nici eu nu prea aș vrea, ok, ce? Mamă, ce bă aici? Ok, papuși de foc, kilos de foc, armură de foc, cască de foc, cristal de foc și pickaxe-ul dragonului de foc. What? Da, ok, pot să-mi strige recompensa, apreciez. Dragonul maestru focul văd că face mișto de mine aici. Ok. Mamă, ce-s mă chestiile astea? O să iau și focul ăsta cu mine, cine știe. Mamă, ești nebun? Bă, cum arată și ce particule. Bă, n-am ce zici, ok? Focul chiar e șmecher. Focul chiar e șmecher. Deci, focule, cred că aveai dreptate. Efectiv, gen, chiar e șmecherul de tot focul. Ți-am spus eu. Ha, am câștigat. Bă, chiar e șmecher. N-am ce spune. Adică, ești destul de nașpa tu, așa ca persoană, că te tot iei de apă. Nu te grăbi. De ce să nu mă grăbesc? O să trebuiască să vezi și ce am eu pregătit. Ah, ok, ok, da, dar chiar că și apa are ceva pregătit. Că mi-a zis că voi și ea să mă duc undeva. Mai are rost? Bă, nu știu, ești mecher, dar poate și apa are ceva. Nu, eu vreau să-i dau o șansă, desigur. Ok, apă și cum ar trebui să procedăm? Mamă, cum arată locul ăsta, ești nebun? Wow, ok, la asta nu mă așteptam. Deci e mult mai mare, sincer. Bine ai venit în templu de apă, e oribil. Ok, da, arată foarte șmecher templu de apă. Ce vorbești, mă, focule? O să vezi că este minunat și o să-ți placă. Bă, deja îmi place. Chiar arată șmecher locul ăsta. Prima regulă și singura este să nu folosești iteme de foc. Ok, o să respect chestia asta. O să respect chestia asta și o să-mi dau jos absolut tot ce este de foc. Uite, gata. Nu mai am absolut nimic. Chiar ai muncit atât de mult pentru itemele de foc ca să nu le folosești? Bă, trebuie să respectăm regulile foc. Adică eu am jucat după regulile tale, acum trebuie să facem și noi. Eu am făcut după regulile tale, focule. Uite, vezi, asta zice și apa. Acum este rândul tău să le respecti. Da, exact, trebuie să respecti și tu regulile acum că suntem la apa aici. Ok, gata, am dat jos toată armura, toate chestiile. Ok, acum ce? Haideți să-i dăm cu probele. Ok, să vedeți ce mișto sunt. Dar care-i faza cu chestul ăsta de aici? La fiecare probă o să ai un chest cu o surpriză. Ok, mamă, papuși de apă din prima. Am primit armură din prima aici, ești nebun? Bă, și ce șmecher arată. Cine a zis că vreau să-ți fac probele? Aici e treaba voastră, nu știu. Păi dacă nu vrei, poți să pleci. Ok, ți-a zis-o, apă, vezi că ți-a cam zis-o, nu te obligă nimeni. Ai noroc că sunt curios. Ok, mamă, trecem pe aici prin apă. Ia să te vă, focule, cum treci tu prin apă pe aici? Ia uite-l. Mamă, a trecut focul prin apă, ești de bun? Să văd ce probe penibile ai făcut. Succes atunci și ție, focule. Ok, deci se pare că aici avem iară un parkour. Ok, clasic, clasic. Bă, da, buții ăștia chiar arată șmecher. Deci pantofii ăștia de apă chiar sunt Luca primul. Ok, cred că, focule, cred că trebuie să facem cam cum am făcut și la tine. Adică cred că trebuie să mă lași pe mine primul și după aia doar să te ții după mine. Nu e corect? Mamă, ce se ceartă ăștia, n-am văzut așa ceva. Bă, da, săritura asta ai făcut-o și tu, apă, să nu pot să o fac niciodată. Doamne, hai Luca că poți. Uite, deci apă mă și încurajează. Vezi că apa a fost mai de treabă așa cu mine decât cu tine, decât tu cu mine, focule. Dar bine, nu prea pot să fac parkourul ăsta, gen. Bă, dar iar e focul în fața mea. Alo, apă, parcă n-avea voie să fie în fața mea. Pleacă, bă, de aici. Doamne. Hop, uite așa. Foc, treci în spate. Ok, cred că ar rămas în spate. Hai bă, că după săritura aia chiar nu mai e atât de greu, voiam să spun. Doamne. Băi, apă, deci la parcur chiar mai spart. Eu n-am văzut așa parcur ca la apă. Deci aici chiar e greu, ești nebun. Ok, așa, frumos. Da, normal că am căzut de pe asta. Ok, focule, ești cam în față. Stai așa, așteaptă-mă și pe mine, că vreau să facem aici. Pe aici, poți să sar direct acolo? Gen? Sau cum? Nu cred că pot să sar direct pe acolo, nu? Trebuie să fac pe aici. Doamne, ferește. Oh my god. Ok, încă puțin. Bă, dar ce se întâmplă? Avem de-astea și în cap aici. Ok, încă puțin. Deci dacă cad de aici, o să sparg ceva, efectiv. O să sparg ceva. Haide încă puțin. Da, încă puțin. Ok, cred că gata. Ok, am făcut-o, mamă. Așa căzut focul. Ok, focule, ok. Deci, mamă, ce se întâmplă aici? Următoarea chestie. Cască de apă, let's go. Mamă, cum arată. Bă, ce șmecher e. Deci, uite-te și tu cât de bine stă. Deci, chiar e prea tare. E prea tare casca asta. Îți stă bine cu ea, mulțumesc, chiar apreciez. Ok, și aici ce ar trebui să facem? Mamă, ce curabia asta aici. Aici o să trească să găsești un buton. Eu nu mă bag în apa asta. Ok, focule, te înțeleg, nici eu nu m-aș fi băgat în locul tău. Iar casca o să te ajute să respiri sub apă. Ah, dar chiar că poți să respiri sub apă, lol. Deci aici trebuie să găsesc un buton. Ok.
Ok, presupun că e pe aici, pe undeva, că altundeva unde poate să fie decât pe corabia asta. Ok, aici nu-i nimic. Bun, și o să găsesc butonul și după aia gen o să câștig 1000 de euro și după aia mă lăsați cu probele voastre că deja am obosit. Hai că e ușor. Hopa, cred că l-am găsit, cred că l-am găsit. Hai, Luca, călduț, gata, gata, cred că l-am găsit. Asta să fie. Ia să vedem și... Ia! Bă, unde sunt? Ce sunt? Doamne, altă probă. Bă, dar câte probe mai sunt? Că m-am, efectiv, nu știu, am obosit. Am făcut și la foc și la apă. Ce e asta? Ok, încă un chest. Ia, pantalon de apă, let's go. Pantalon de apă, mamă, cum îmi stă, ești nebun. Bravo, aici ai un labirint. Mamă, labirint, mai trebuia mie. Și nici nu pot să fac așa. E perfect tot ce se întâmplă aici. Mamă, câte d-astea. Încă puțin și ajungi la armura completă. Ok, focule, hai să vedem. Te duci tu pe o parte, eu pe parte, ceva facem aici. Da, ok, aici nu-i nimic. Am înțeles, haide, Luca. Ok, hai să vedem. Deci, focule, vino încoace că facem acum, uite, ai încredere în mine că e pe aici. Deja simt, mamă, cred că mă duc bine, chiar cred că mă... Deci, acolo n-are cum să fie. Ia, trebuie să ajung pe partea aia, mă gândesc. Sau, unde trebuie să ajung? Cred că pe partea mamă, unde suntem? Focule, nu mai sta în fața mea că nu mai văd nimic. Mamă, da, am ajuns foarte mult. Mulțumesc frumos. Mamă, că nu mai înțeleg nimic din labirintul ăsta, e bine? Mamă, e bine, stai așa că e de bine. Pe aici oare? Ia ceva pe aici? Da. Cred că e o mare țeapă, cred că nu e nimic pe aici. Bă, țeapă, mi-au luat țeapă. Oh, nu ne-am mai luat țeapă. Hopa, și asta e următorul nivel. Let's go. Mamă, care este formula chimică? Mă, ce se întâmplă aici? Ok, armură de... Nu pot să cred. Ia. Bă, cât de tare e, mai tare ca armura de foc, ești de bun. Wow, cât de mișto. Ok, care este formula chimică? Nu pot să cred. Pa bune, sunt întrebări despre apă cumva. Ok. Care este formula chimică a apei? Pe asta o știu și eu. Da, deci e HO2 sau H2O. HO2 zici tu că e focule? Ce părere ai? Crezi că e HO2? Cred că e H2O totuși. Nu cred că e HO2, nu. Cred că e H2O. Ok, e bine. Mamă, ce întrebare avem aici în continuare. Apă sau foc? Deci până acum m-am descurcat bine. Avem apă și foc, în paranteză, iac. Ok, foc să nu te super pe mine, doar că suntem la nivelul de apă gen și cred că e apă răspunsul, dacă nu te superi. Cred că apă este răspunsul, nu te supăra pe mine, dar ăsta cred că e. Uite, și focul s-a dus pe apă, deci e de acord și el. Nu e corect. Ok, câtă apă este în corpul uman? 60% sau 70%? Ok, eu știam că e 70%. Deci astea chiar sunt întrebări destul de ușoare, adică eu chiar știu chestii despre apă aparent. Tu vrei să-mi spui că eu conțin apă? Dacă ai un corp uman, da, conții apă, presupun. Câte oceane există? 8! Cum, bă, 8? Cum? E măcar o variantă cu 7 sau 8? 7 sau 6? Cum, bă, 8? 20? Bă, ce se întâmplă, bă? Deci sunt 7 oceane, nu cred că sunt 6 și clar nu sunt 8. Focule, nu știu cu cine ai făcut geografie. Cu doamna de servici, cred că ai făcut geografie. Ok, ce culoare are apa? Ia zi, focule, ia zi. Ce culoare are apa? Vreau să-l aud pe foc ce părere are. E albastră? Ia, e albastră, așa zici tu? Păi și dacă e transparentă, zici tu că e albastră apa? Mă, dacă mă uit la apa, așa e destul de albăstruie, dacă mă întrebi. Deci, n-are cum... N-are cum să... Păi ce n-are cum? Tu mi-ai zis că e albastră și acum nu mai are cum să fie albastră gen? Transparentă n-are cum! Păi cum n-are... N-are cum transparentă? Bă, ce-i drept apa când te uiți așa la ea nu prea e transparentă, dar apa normală este transparentă, adică nu elementul gen... Băi, e vorba de element sau de tine apă? Care, e vorba întrebare despre gen... Nu, de elementul gen tu sau de apă în general? Apă în general, nu? Bă, e transparentă apa în general atunci, adică clar. Da, ok, bă, vezi că știu. Deci nici nicio întrebare n-am stricat-o, adică efectiv le-am dat bine pe toate. Cât costă o noapte în Mamaia? 100 de lei sau mult mai mult? What? Ok, deci o noapte în Mamaia, zici tu, la mare, la Mamaia, la noi în România, bă, e mult mai mult, cred că de 100 de lei. Sincer, cred că e mult mai mult. Câtă apă trebuie să bei zilnic? Ia, maxim 3 litri sau minim 2 litri? Eu nu am nevoie de apă. Da, dar un om normal, din câte știu eu, ce bună este apa, bă, apa este destul de bună. Nu cred că e un maxim, deși nu e bine nici să bei super multă apă, cred. Dar știu că trebuie să bei minim 2 litri, ok? Nu e bună, n-are niciun gust. Păi și tu bei focul, adică nici focul nu poți să-l bei și n-are niciun gust și ăla...
mă rog, nu mai contează acum. Trebuie minim 2 litri, eu așa zic. Eu zic că trebuie minim... What? Ok. Mamă, ce locul ăsta? What? Cum arată așa cu focul ăsta care e foc sau apă ăsta? Că nu înțeleg. Felicitări, ai terminat toate probele. Ok, acum trebuie să intri în apă. Mamă. Ok, presupun, eu nu pot... Ok, am încredere în tine, apă, ok. Și acum ar trebui să se întâmple ceva. Ok, cred că simt că se întâmplă ceva. Doamne, deci nu pot să cred. Deci refuz să cred că e alt dragon. Bă, ce aveți cu dragonii? Fiecare are un dragon. Bun, și acum ai ajuns la final. Ok, mamă, și nu foc îi place. Unde îți poți completa tot inventarul. Ok, trebuie să mă apropii de dragonul ăsta. Nu știam că și apare un dragon de apă. Da, aparent are un dragon de apă. Poți vorbi cu el, este foarte prietenos. Bă, da, parcă ți era frică de dragonul de foc. Acum ăsta dintr-o dată e prieten. Mamă, cum se uite și ăsta la mine. Și e bun. Salut, domnule dragon de apă. Poți să nu mă miroși. Sunt un burger. Sunt doar un burger. Nu, sunt stricat gen. Felicitări, bine ai venit în clanul de apă. Îți poți lua premiile finale. Mamă, nu-ți fie frică că cu toată lumea e prietenos. Ok. Ok. Mamă, cristal de apă. Ok, am luat niște cristale de apă și o sabie de apă. Wow. Ok, am full, am efectiv tot ce am nevoie. Ești nebun, am armură de apă, am sabie de apă, am și astea de foc pe toate. Păi, ești nebun? Wow! Bă, nu mă așteptam, sincer, să aveți fiecare niște probe așa interesante și niște premii așa tari și chestii. Adică eu credeam că focul și apa doar există și atât gen. Bă, trebuie să recunosc că amândoi sunteți foarte, foarte mișto. Bun, hai să ne întoarcem. Bă, chiar trebuie să ne întoarcem, adică locul ăsta chiar pare șmecher, gen șmecher rău de tot. Adică chiar îmi place. Bă, ce? Am revenit în lumea normală, faceți mișto de mine. Bă, chiar îmi plăcea dimensiunea aia și nu mai am nici itemele. Hai, bă, faceți mișto. Deci acum spune ce element ți-a plăcut mai mult. Nici măcar n-am apucat să stau în dimensiune. Nu-i corect. Dacă vrei să te întorci, trebuie să alegi un element. Bă, da. De ce trebuie să aleg eu, frate? E bătaia voastră, efectiv, nu știu. Voi vă certați tot timpul non-stop. Faceți și voi ceva, nu știu. Ce ți-a plăcut mai mult? Mi-ați plăcut amândoi la fel de mult. Ok, mi-a plăcut la fel de mult. Habar n-am, dar nu puteți și voi ca să stabiliți asta odată, nu știu, să vă bate sau ceva de genul. Prieteni, puteți să spuneți ce e locul ăsta? Adică am zis să vă bateți, dar gen, nu mă așteptam la ceva de genul. Eu zic să ne calmăm. Bine, atunci hai să te văd. Succes că o să ai nevoie. Bă, oh my god, nu pot să cred. Ok, eu să stau aici. Puteți să vă bateți voi liniștiți acolo. Doamne ferește. Bă, cine se aștepta la... Mamă, eu încă am chestiile astea. Stai așa că eu nu știu cu cine țin. Eu sunt așa, gen, eu țin cu toată lumea, nu știu. Eu sunt așa de partea tuturor. Bă, uite, doamne, ăștia chiar se... Bă, haideți să ne calmăm un pic, prieteni. Haideți să ne calmăm. Nu mă referam chiar să faceți un duel din ăsta, gen cu armuri și cu iteme speciale și într-o arenă din asta. Bă, vă rog eu mult, potoliți-vă un pic, prieteni. Calmați-vă. Bă, oh my god. Bă, ce va aici? Ok, chiar a venit momentul să încetați, pe bune. Haideți să totuși hai să fim cu toții. Putem să fim cu toții, prieteni. Bă, potoliți-vă. Doamne, ce a fost explozia asta? Ce what? Prieteni, sunteți ok, gen? Mă, ce a fost asta? Ce? De la explozie? De ce sunt unit cu apă? Ce? Mă, voi să... What? Sunteți aceeași persoană? Ce asta? Doamne fere... Nu pot să cred. Deci eu acum... Stai, eu acum vorbesc cu foc și gen... Acum vorbesc cu apă? Mă, ce? Asta înseamnă că ne-am combinat puterile? Presupun... Doamne ferește, deci după ce am făcut toate chestiile astea și am trecut prin atâtea probe și v-ați duelat și acum sunteți aceeași persoană, gen? Doamne, nu pot să cred. Nu, știi ceva? Cu tot respectul din lume, prieteni, mie mi-a ajuns. Ziua de azi a fost prea multe chestii pentru mine. Baftă cu noua voastră chestie, să fiți legați unul de altul. Mi-a părut bine, mi-a plăcut de amândoi foarte, foarte mult. Sper că să vă înțelegeți, gen. Eu o să mă duc în dimensiunea mea sau oriunde altundeva. O să ne ia ceva timp să ne obișnuim. Da, eu sunt la fel de confuz și nu știu ce să spun ca și voi, așa că eu o să ies acum dacă nu vă supărați sau ceva. Asta a fost o experiență tare ciudată. Deci îți dau partajare pe Discord să vezi că n-am niciun hack.
Astăzi am adus un hacker să mă ajute să trișez la un concurs de construit versus prietena mea, Ana. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și cele subscribe dacă mai vreți clipuri de genul unde o trolăm pe Ana și să dați un follow pe Instagram ca să apăresc chiar acum pe ecran. Și apropo, dacă vrei tricouri, șepci, ghiozdane sau multe alte chestii cu mine și cu Ana Banana, le găsești pe primul link din descriere, pe lucaluc.ro. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută! Fraților, fiți atenți pe cine am reușit să aduc la concursul de construit. Sunt aici alături de bunul meu prieten, hackerul, și l-am adus astăzi să ne ajute puțin să o trolăm pe Ana, bă, în cel mai rău mod posibil. Adică el, bă, el le știe pe toate. Dacă e cineva care știe cu hackerurile, el le știe să le facă la maxim, să fie cel mai mare troll din lume. Uitați-vă că ne-am ocupat deja să facem tot peretele ăsta. Normal că dacă a venit hackerul, n-aveam cum să avem perete din ăsta așa. Să vedem tot ce se întâmplă la Ana. Ana încă nu este pe server și nu știe ce o să facem noi astăzi, dar astăzi o să facem niște construcții nebune rău de tot cu ajutorul hackerului și a hackului lui sau ce folosește el pe acolo și o să ne uităm și la Ana, o să o trolăm super, super rău. Hackerule, ești gata să o trolăm pe Ana la maxim? Bă, da, la maxim. Vreau să dai absolut tot ce ai tu mai bun, bă, și să o facem efectiv să nu mai înțeleagă absolut nimic, pentru că mi-ai promis, deci hackerul mi-a promis dinainte că o să facă, bă, niște construcții. Da, normal că el vorbește prin cărți, nu scrie pe chat. Nu o să fii pregătit de ce o să fac. Deci mi-a zis că o să facă niște construcții și niște nebunii foarte, foarte șmechere. Așa că, fraților, neapărat nu uitați să dați și voi un like dacă vreți să-l mai aducem. Poate, poate mai vrea să vină, m-am rugat ceva de el, că el nu prea apare așa pe clipuri, dar acum a făcut o excepție, așa că neapărat dați și voi un like acolo. Ia, mă, cine mai zice hackerul aici? Nu te ajut dacă nu a dat toată lumea like. Deci trebuie absolut toată lumea să dea like și haide să o invităm și pe Ana pe server. Deci, hackere, tu trebuie să stai ascuns aici. Ok, da, e perfect cum stai acolo. O să o invităm pe Ana pe server. Ea n-are nicio idee ce o se întâmplă aici și o să-i spun că, bă, o să stau pe mut ca să vorbesc cu clipul. Eu o să vorbesc cu hackerul și o să-i spun ce să facă și cum să ne ajute. Haideți să o chemăm pe Ana să nu mai stăm de vorbă. Bă, mi se pare mult, mult prea șmecher efectiv care o să aducem un hacker să ne ajute la un concurs de construit. Ok, Ana, bine te-am găsit la un nou video de construit, pentru că aveam amândoi chef să facem un video de genul ăsta. Fii atent, Ana, este foarte, foarte simplă tematica de astăzi. Vreau să începem direct pentru că am făcut eu un mic intro mai devreme. Practic, ideea este că o să facem o bază secretă ascunsă într-un oraș. Deci ai 20 de minute să faci un mic orășel. Ce poți tu să faci în 20 de minute și să faci undeva, cum să fac orășel în 20? Păi faci ceva acolo micuț, nu mare chestie, și să ai undeva și un mic locșor. Nu știu cum te descurci, dar trebuie să te descurci. Un sătuț, oraș, sătuț, merge ce vrei tu să faci și să faci și o bază secretă. Ok, ai 20 de minute la dispoziție. Eu o să mă dau pe mut pentru că trebuie să mai vorbesc aici cu clipul și nu vreau să te distrag. Și dacă e ceva, am scris-o acolo pe chat, ok? Hai că eu mă duc pe partea mea și imediat o să începem timerul în 3, 2, 1 și poți începe, Ana, poți începe liniștită să construiești acolo orășelul tău. 20 de minute începând de acum. Hai că mă dau și eu pe mut și ne auzim la final. Ok, hackere, acum poți să ieși afară. Deci efectiv Ana nu ne mai aude, n-are nicio treabă. Deci trebuie să facem cel mai șmecher oraș pe care poți tu să-l faci, ok? Deci timp nu avem, adică nici măcar n-am mai dat drumul la timer. Noi ne facem aici și când eu să-i spun Ana că Ana oricum nu e atentă la cum trece timpul și așa. Bun, deci mi-ai spus tu ceva că ai o unealtă cu care poți să construiești sau ceva? Ia, ce unealtă ai? Sau nu poți să... E un item? E ceva? Un hack? Sau despre ce e vorba mai exact? Ah, cred că aia e? Ok, pare destul de simplu. Bun, deci poți să-mi faci un oraș foarte, foarte șmecher, gen într-un timp destul de scurt. Ok, pare că da. Bun, și cum funcționează sau ce trebuie? Nu poți? Poți sau nu poți? Doar... ok, gen... doar, știi ceva, tu fă-ți treaba, tu du-te și fă-ți treaba cu chestia aia, presupun. Fraților, acum două secunde ăsta nu era aici. Hackere, eu înțeleg că ai venit cu hackurile, dar ia uite-l, bă, unde stă, Doamne. Eu înțeleg că tu ai venit cu hackurile aici, dar what? Bă, uitați-vă ce a făcut dita mai restaurantul. Bă, păi asta nici n-ai timp să-l faci în 20 de minute, ești nebun. Ăsta dacă stăteam 20 de minute, și Ana ce a făcut în timpul ăsta? Ia fiți atenți. Ia uite-o pe Ana. Deci Ana a făcut o casă și mai face acum încă o casă și noi avem dita mai restaurantul. Bă, fraților. Bă, ok, cred că deja îmi place cu hacker, nu o să mint. Săraca Ana, bă, ce încearcă e acolo. Bă, hackere. Bă, a trecut au trecut like 5 secunde de când mă uitasem în spate. Bă, ce se întâmplă? Doamne,
ăsta n-are interior, trebuie să-i facem interiorul. Deci el mi-a făcut KFC în 3 secunde. Uitați-vă ce știe să facă. Doamne ferește, bă băiatule, hai aici. Ok, și ce vrei să văd aici? Deci mi-ai făcut două restaurante, bro, în 2 secunde. Deci mie nu-mi vine să cred, efectiv. A, și aici să facem baza secretă. Oh my god, ce repede sparge. Ok, am înțeles. Aici vrei să facem baza secretă. Ok, nu mă mai trola. Am înțeles, ok. Aici o să facem bine. Fii atent, hackere. Eu mă duc și mă ocup să fac baza secretă. Tu fă orașul, ok? Tu doar bagă-te la creație și fă tot orașul până fac eu baza secretă. Și vezi ce mai e de făcut pe aici, ok? Doamne ferește, bă. Deci, efectiv, gândiți-vă că avem două restaurante în 2 minute sau cât timp a trecut. Și nici măcar, bă, fraților, nici măcar nu am luat niciun bloc. Adică voi vă dați seama că eu n-am niciun bloc. Acum am luat primul meu bloc în inventar să încep să fac baza asta. Deci eu o să fac baza pe dinăuntru, pentru că cred că mă pricep la baze pe dinăuntru așa. Și el o să fac orașul, că am văzut că îi place lui hacker să facă pe acolo. Doamne, mi-a făcut două orașe în 3 secunde, ești nebun? Așa, cu hacker să tot joci, ești nebun? Aia îmi place să văd. Ok, fraților, eu am cam făcut o parte din baza, adică măcar așa începutul. Nu știu ce model am vrut să fac aici, dar am zis să mai schimb și eu, să nu fac aceeași bază. Mereu și îmi place cum a ieșit până acum. Sunt curios ce s-a mai întâmplat cu hackerul, deci chiar sunt foarte, foarte curios. Deci aici văd că restaurantul a rămas la fel. Maulu, stai așa că e mare diferență, ești nebun? Uite-o pe Ana ce și-a pus aici mașină. Bă, stai că și Ana s-a pus pe treabă, ok. Deci stați așa un pic, avem mare bancă aici, banca... Doamne ferește, uitați-vă și voi, deci avem banca orașului aici. Ok, avem aici niște... Bă, ce troll, du-te bă de aici, niște magazine. Uite că a pus și villager, aici nu mai era villager, stai așa că pun eu. Ok, deci avem mai multe magazinașe așa, uite, cu băuturi, cu prăjituri, cu d-asta. Bă, hackere, ce-ai făcut bă aici? Ia uite și acum s-a pus să fac aici. Bă, ești nebun. Bă, cum ai făcut toate chestiile astea atât de rapid? Eu nu înțeleg, efectiv, ai făcut extraordinar de rapid. Deci am stat cât nici măcar 5 minute, nu cred că am stat să fac la baza aia. Și efectiv, tu ai decorat tot restaurantul ăsta, că nu era decorat. N-ai tu treabă, gata, îmi pare rău, scuze șeful. Doamne ferește, ok, cred că o să iasă destul de bine dacă mă întrebați pe mine. Cum te descurci, nenea? Mamă, m-a luat și Ana la întrebări acum. Eu zic că iese ceva destul de mișto. Bă, putem spune că e ceva destul de mișto. Ok, deci am întrebat-o și pe ea cum se descurcă. Binișor, zice Ana. Ok, Ana, haideți că ne mai băgăm aici să mai facem la baza asta, în timp ce hackerul se descurcă destul de bine, zic eu. Mă chinuie aici de 7 ore, abia au trecut 10 minute. Nu știu cât timp au trecut, dar zic și eu așa că au trecut 10 minute. Ok, hai să vedem ce mai facem aici în baza asta. Bă, deci hackerul chiar se descurcă, ești nebun. Deci chiar mi-a plăcut ce a făcut acolo. Nici nu am făcut baza. Mamă, bă, dar vedeți că Ana s-a cam descurcat așa un pic. Adică, n-ai ce spune. Vezi că s-a cam băgat așa să facă multe din astea. Uite, a făcut mai multe clădiri pe aici. Deja că am făcut o rășelia. Să vedem ce o să iasă la final, dar mai cam îndoiesc că o să iasă la fel de mișto. Nu știu, doar zic. S-ar putea să nu iasă la fel de mișto ca la noi totuși. Între timp în camera asta m-am decis să pun un televizor așa frumos să te uiți din pat. Am întors patul aici. Nu știu ce am vrut să fac aici, dar am făcut eu ceva tot a ieșit de aici. Și aici am făcut o cameră de gaming cu bucătărie, pentru că orice cameră de gaming are o bucătărie. Și sunt curios, bă, hackere, tu ce mai faci? Pentru că eu am făcut o bază foarte random aici. Nu știu, nu prea am avut idei astăzi, dar chiar sunt curios ce am... Mamă, ce mă, ăsta, stai așa că ăsta nu era. Hackere, tu ce ai făcut tata aici? Ok, deci mare copac din ăsta în copac, ia zi. Cum merge treaba? Văd că nici nu știu cât timp a trecut, sincer. Chiar trebuia să las timerul să văd cât timp treci în viața reală. Ce mai vrei să fac? Bă, ți-am spus chestii de oraș, adică nu știu ce să zic. Văd că te cam descurcat, părerea mea. Adică uite, aici în mijlocul orașului frumos avem un punct de observație, ceva, nu știu ce e asta, dar arată super șmecher. Casa asta nu era aici și este super bine că avem și o casă în oraș și uite. Bă, deci e chiar tare rău de tot ce ai făcut, hackere. Chiar ai făcut miștor. Bă, ce mă asta? Stai că asta e încă o casă aici. Ok, încă o casă. Bă, deci ce bă orașul ăsta? Fraților, gândiți-vă că în viața reală cât a trecut? Cred că 15 minute sau ceva genul, cred că vreo 15 minute. Deci efectiv, uitați-vă ce avem noi în 15 minute. Bă, și Ana s-a mișcat foarte repede, adică a făcut destul de multe chestii. Cred că acum aș face baza secretă. Habar n-am ce face Ana. Hai să mai terminăm și noi totuși de făcut acolo. Ce mai aveam de făcut? Deci nu știu, o să mai stăm puțin să mai facem mult. Uite, poți să vii cu mine, hackere, sau poți să mai faci pe afară, nu știu, treaba ta. Să termin și eu pe aici să
mai fac câteva detalii, că arată destul de urât baza asta, nu știu. Cred că trebuie să mă ajut să o facem cea mai mișto gen. Și după aceea o să-i spunem și Anei că s-a terminat, să vedem reacția ei la Dita mai orașul. Deci efectiv, Doamne. Bă, deci doar uitați-vă la chestia asta și uitați-vă. Bă, nu zic că a făcut urât, că și Ana a făcut mișto, adică chiar a făcut destul de multe chestii, dar totuși uitați-vă la toată nebunia asta. N-avei cum să faci atâtea chestii atât de mare în atât de puțin timp. O să nebunească Ana efectiv. Ok, fraților, deci cred că asta este versiunea finală a bazei noastre secrete. Eu zic că ai și destul de șmecheră, adică chiar ai absolut tot ce trebuie și chestia asta, deci îmi plac rău de tot. Am încercat să o fac cum am putut eu mai bine. Sunt curios cum a ieșit până la urmă orașul nostru, pentru că eu abia ce am stat pe afară, s-a mai dus hackerul și a mai tot făcut pe aici, m-a mai ajutat și pe mine pe jos pe aici, dar sunt foarte curios ce s-a mai... Hackere, am și o întrebare, gen, ăsta e cumva autobuzul din Fortnite, stai, unde ești? Ăsta e cumva autobuzul din Fortnite, vrei să-mi spui? Gen, pe bune? Adică chiar ai făcut autobuzul din... Doamne, și are villager în el. Ok, bă, deci Ana o să nebunească. Deci uite-te și tu ce a făcut Ana. Și bă, n-o să zic că a făcut gen puțin, pentru că pentru cât timp am avut... Bine, cred că ne-am întins, cred că am avut vreo 30 de minute sau nu știu cât, dar pentru cât timp am avut, a făcut șmecher gen Ana. Nu știu ce mai face acolo. Oh, hopa, asta așa că pot să văd ce mai face. Ok, văd că încă face acolo la baza ei secretă. Deci vedem că are baza fix aici, baza ei secretă, ok. Păi și ce mai pus? Mai pus pui ăștia pe aici. Elicopterul ăsta nu era până acum, ok, și nici detaliile astea cu ăsta. Bă, deci tu chiar te-ai băgat la creație, hacker. Chiar ai făcut super mișto, deci nu că mișto, gen, tu chiar ai făcut șmecher rău de tot, n-am ce spune. Îți place, bă, îmi place la nebunie. Și știi cine o să mai nebunească? Ana, când o să vadă ce se întâmplă aici. Adică uită-te și tu, Doamne, și Mecu, uită-te și tu, acum am văzut. Mecu are drive-thru acum, bă, lol, cum arată totul. Deci, efectiv, orașul ăsta și în jumătate de oră și o oră dacă aveam. Și uitați-vă cum arată, adică nu-l făceam atât de șmecher efectiv. Ok, acum a venit momentul să-i spunem și Anei. Ana, gata timpul. Stop, pauză, nu! Mama, n-a mai vrea să mai construiască, gata, pe bune, că a trecut mult. Ți-am lăsat deja 5 minute în plus, nu știu cât timp a trecut din nou. Încă un minut ceva, hai, te rog, nu! Gata, că s-a terminat timpul, pe bune. Deci Ana chiar vrea să-i mai dau timp, dar bă, pe bune, las-o încolo, că oricum n-are cum să câștige. Încă 20 de minute mai vrea, bă, cum încă 20? Gata, stop, serios, bă, deci nu înțelegem Ana, nu poate, vreau să fac un castel. Hai că vin pe Discord. Doamne ferește, no, că nu te înțelegi cu Ana. Deci chiar sunt curios de reacția ei la ce am făcut noi aici, dar mă duc să vorbesc cu ea, să înceteze, să nu mai ceară timp și chestii de genul, pentru că oricum n-are cum să întreacă ce e aici. Ok, hackere, tu poți să te faci invizibil, poți să te faci nu invizibil, fă-te invizibil și urmărește din umbră ce facem noi, ok? Ok, asta a mers destul de ușor. Bun, ok, deci hackerul este invizibil acum. Hai să vedem, să intrăm pe Discord cu Ana. Bă, Ana, înțelege că am stat mai mult timp decât trebuie și gata, s-a terminat. Ba nu, pe bune, eu chiar vin acum să văd ce ai făcut și după aceea o să vii și tu și îmi dai o notă, bine? Deci, înțeleg că îți place să construiești, o să facem un challenge care durează mai mult data viitoare, ok? Hai să vedem acum ce ai făcut în timpul ăsta, îmi dai și tu o notă și vedem cine a făcut mai șmecher dintre noi doi, ok? Hai că vin acum, hai că, uite, vin fix acum după perete și... Ia, uite, chiar am făcut multe rău de tot, am și făcut repede rău. Bă, ești nebun, ce... Mamă, menajer, hârtie. Plastic, ia uite, bă, m-am întrecut pe mine. Deci chiar ai făcut șmecher, ești nebun. Wow, deci Ana, tu chiar ai făcut șmecher acest oraș. Ai făcut mai multe căsuțe, bă, nu prea e interiorul, nu știu ce să zic. Nu prea ai făcut interiorul, dar ai avut puțin timp. E de înțeles, nici eu n-am făcut atât de multe detalii. N-am avut timp, știu că nici eu n-am avut super mult timp. Dar foarte, foarte șmecher, Ana. Ia, avem ceva aici, mi s-a părut că am văzut sub pat ceva. Ok, deci da, un interior normal, să zic așa. Unde poate să fie baza ta secretă? Să fie cumva pe unde... Ia uite-o, bă! Ia uite-o, bă, Ana, din prima! De unde ți-a venit? Păi am văzut trapdoor-uri. Cum adică? Să te uiți direct? Salut, ce cauți aici? Mă, ce mă întreabă, bă, Ana? Ți-a venit să te uiți direct? Nici n-am apucat să o termin. Doamne ferește! Ia și aici? Ia, stai că mai e ceva. Ia uite, bă, are armura aici. Bă, cam micuță baza asta. Nu știu, baza mea e mai șmecheră, parcă. Aia secretă. N-am avut timp, bă, e ok. Eu am făcut baza mai șmecheră, dar de asta voiam 20 de minute, bă, încă 20.
deci cât timp să-ți dau, Ana? Bă, eu am făcut baza mai, mai șmecheră, dar cred că tu ai făcut orașul mai șmecher, adică tu ai făcut destul de șmechere construcțiile și astea. Eu zic sincer, puteai parcă mai mult, o să-ți dau nota 6, ok? Hai, glumesc, ok, gata. No, nota 9, nota 9 pentru orașul ăsta. Vrei să ieși să nu mai joc? Mulțumesc. Nu, nota 9. Dar dacă eu ți-am dat o notă atât de bună și sinceră, și tu trebuie să fii sinceră cu mine, ok? Așa că haide să vezi, nu vezi cât de mult, da, ai făcut foarte multe. Chiar ai dreptate, ai făcut mai multe decât mine, dar vreau să fii sinceră și cu baza mea și cu orașul meu, așa că Ana, te invit. Era nasol dacă îmi dădeai 6, nu-ți dau 6. Nu, 9 e ok. Fraților, votați în comentarii cine a câștigat challenge-ul la final. Nu, vino încoace să-ți arăt orașul direct. Deci cam ceva de genul se prezintă orașul meu, Ana. Bă, eu zic că e decent. Cum adică ce? Păi cam atât am... Bă, n-am reușit să fac atât de multe ca și tine, dar e de apreciat. Adică am o bancă totuși, am aici, uite, am o căsuță. Luca, tu vezi ce-ai făcut aici? Bă, ideea e că și eu m-am concentrat super, super rău. Ce hack ai mai folosit? N-am folosit niciun... Bă, stai un pic, trebuie să mă înțelegi, Ana, că dacă tu ai făcut așa frumos, și eu pot să fac frumos, nu? Acum nu înseamnă mereu că folosesc hack. Uite, ai aici bancă dacă vrei, dar ai făcut mai mult. Păi am făcut mai mult că m-am mișcat mai repede, nu? Uite-te și tu, avem aici frumos mai multe detalii. Uite, am făcut până și asta din Fortnite. La asta am stat destul de mult, sincer. N-ai cum să faci să gândești case complexe. Păi ce așa complex? E o casă normală. Elicopter? Cum adică? Elicopterul ăsta e super ușor să-l faci. Și asta e din Fortnite. Păi și asta din... până și asta din Fortnite. Ce așa mare chestie? Că-l faci găini? Astea chiar le faci ușor, Ana. Hai, lasă vrăjeala, zi. Hai să-ți fac un tur. Deci, aici ai niște standuri. Nu mă minți, nu mai joc cu tine. Nu, n-am ce să recunosc, Ana. Vino cu ce să-ți arăt. Deci, aici avem niște standuri. Avem aici niște villageri care îți vând chestii. Cum adică nu îți explic nimic? Ba da, îți explic că trebuie. Uite, vino cu ce îți place la KFC. Ție nu prea îți place că e cu carne. Bă, nu-mi bate villageri. Alo, vino cu ce, uite. Aici e KFC și au meniu și vegan pentru tine. Poți să vii, adică uite-te și în interior, că sunt detalii și în interior destul de mișto. Uite, ai aici frumos, așa, scaune, mâncare peste tot, aia zic. Uite, nu clar, păi ce, ai folosit ceva? N-am folosit bă nimic. Bă, vrei să-ți dau partajare? Deci îți dau partajare pe Discord să vezi că n-am niciun hack. Ok, fraților, stați așa că revenim, că trebuie să dau partajare pe Discord, aparent, că cineva nu mă crede. Deci dacă eu trebuie să-ți dau partajare să mă crezi că nu am hack, adică nici nu știu ce să mai zic. Într-un final a înțeles și Ana că n-am niciun hack și deci cum nu ai nimic și ai făcut astea, ți-am spus, m-am grăbit super rău, m-am uitat. Ok, îți recunosc. Vrei să zic adevărul de fapt? Hai că zic adevărul, Ana. Înainte de clip știam ce temă o să punem și m-am uitat la câteva tutoriale. Ok? M-am uitat la niște tutoriale de niște restaurante, de ăsta de Fortnite. M-am uitat și le-am învățat pe de rost. Am exersat puțin înainte. Asta e toată șmecheria, atât am făcut. Dar uite, vino cu ce că n-ai văzut mec-ul, n-ai văzut cum să pui 100 de cuburi într-o secundă? Păi nu sunt 100 de cuburi, nu sunt atât de... Uite, aici ai o masă foarte mare de mec, poți să mănânci. Bă, nu sparge masa de mec, alo. Ok, nici măcar nu mi-ai văzut baza secretă, Ana. Nici măcar nu mi-ai găsit baza, pe bune acum, ce? Păi am și bază, nu ți-am zis că am și bază, adică ai avut timp și... Păi trebuie să o găsești, nu știu, acum caut-o, că e mare oraș. Păi uite-te pe aici, vezi tu pe unde e baza, nu știu. Adică e pe undeva, am făcut... Da, ce crezi, bă, că e aici? Hai, caută mult și bine, eu stau pe spate și mă anunți. Mă anunți, ok, ai făcut și de asta cu vulcan. Asta e ușor, l-am făcut super repede. L-am făcut eu de pe un tutorial, mă rog, nu contează. Tu caută casa, caută baza, Ana. Și eu o să mă relaxez un pic până găsești tu asta. Că văd că, na, o să mai dureze ceva până găsești tu. Stai liniștită că eu stau așa pe spate, nu mă grăbesc nicăieri, uite așa stau frumos. Eu nu mai înțeleg, nu găsesc, dacă nu mi-arăți eu am ieșit, nu mă mai joc cu tine. Hai mă, vino încoace, Doamne, bă, nici măcar o bază nu poți să o găsești, Ana, eu ți-am găsit o instant. Tante, efectiv, construiești singur. Vino cu ace să-ți arăt. Uite, baza era chiar la mec aici, după un furnace, nu e mare ascunzătoare. Uite, hai să vezi și baza, Ana, ca să vezi că totuși am avut timp să fac până și baza destul de ok, zic eu. Adică e o bază, mă, ce? Cu ce? Asta e baza, deci aici este camera mea de gaming, unde stau eu și mă joc cu prietenii mei. Aici am iau outfit-ul pe ziua de azi, facem un outfit check. Costă foarte mult, hainele astea sunt priceless, pe care le vezi aici. De unde ai avut atât timp? Păi am avut timp
pentru că, na, ți-am spus, am pus foarte, deci gata, nu mai știu cu tine. Bă, nici măcar n-ai văzut toată baza, ok? Vino cu ce să-ți arăt, uite, aici frumos, ai spațiu de depozitare, ai făcut totul dinainte. Bă, cum adică, că n-ai văzut partea mea dinainte de clip? Cum adică, n-ai văzut partea mea și ți-ai bătut joc de mine? Hai bă, n-am niciun hack, ți-am arătat că n-am hack, ok? Uite, aici stai frumos, tu ești la televizor, 100% nu lasă-mă că ies. Bă, Ana, tu ești prea troll, bă, n-am ce zice, gata, a ajuns. Bă, vino coace cu mine. Deci, Ana, poate ți-ai dat sau nu seama că se întâmplă ceva aici. Uite câte detalii, vino coace afară puțin. Vino puțin afară, Ana. Deci, cred că ți-ai dat seama că se întâmplă o chestiuță mică aici, ok? Poate s-a întâmplat ceva și trebuie să zic adevărul. Cred că trebuie să zic adevărul pentru că nu mă mai înțeleg cu tine. Ce ai mai făcut? Să zicem că m-a mai ajutat cineva, ok? M-a mai ajutat cineva la chestiile astea. Cineva care știe să construiască, ok? Nici măcar în doi nu pot să faci atât. Bă, crede-mă, din cine m-a ajutat pe mine chiar știe să facă chestii, ok? Chiar știe. Bă, bune, bă, Ana, adică am făcut și câteva chestii pe aici, ok? Hai, să lasă lumea în comentarii cine a câștigat și ne auzim pe data viitoare, nu, Ana? Gata, deci v-am pupat și cam asta a fost. Hai că ies. Stai aici, nu ieși, stai aici. Ok, persoana care m-a ajutat și nu pot să zic numele, pot să te arăți, pot să... Hopa! Ana, ți-l prezint pe prietenul meu, l-a construit. El este prietenul meu. Da, este hackerul în carne și oase care m-a ajutat pe mine să construiesc aceste construcții. Ia ce scrie mă aici. Uite, la râde de tine, hackerul, nu pot să cred. Da, deci hackerul m-a ajutat pe mine puțin cu aceste construcții, Ana. Deci, bă, nu mai distruge pe aici. L-am distruge mie, cu ce facem? M-ați supărat? Haideți, fraților, ziceți în comentarii cine a câștigat, că Ana s-a cam supărat pe noi. V-ați bătut joc? Ok, Ana, de asta m-ați ținut atâta să construiesc. Hai, bă, Ana, lasă că și noi am stat mult să construim. Hai, pa, mi-a ajuns. Bă, nu te mai supăra, nu te mai... Hackere, cred că Ana a cam ieșit, gen. Crezi că s-a supărat pe noi? Crezi că gen s-a supărat pe noi? Gen, voiam să zic dacă pot să o dau afară. Bă, hackere, doamne. Ok, da, cred că am rămas singur pe server. Deci eu zic că noi am câștigat, dar fraților, lăsați și voi în comentarii cine ziceți că a câștigat, că da, a fost destul de interesant, ce pot spune. Vrei să te dau afară? Nu cred că e nevoie de... Mi-a dat crezi jocul, băieți. Ok. Ah, da, ok, gen, m-a scos serverul, m-a scos hackerul de pe serverul meu. Da, ok, v-am pupat și ne auzim data viitoare, presupun. Pa, pa!